Doamnelor, domnilor, este ora 15, urmăriți decisiv la Antena 3 CNN și la această oră, doamnelor și domnilor, o să vă arătăm motivarea explozivă a judecătorului care a decis să le aresteze pe cele două doctorițe de la Pantelimon pentru 30 de zile, fiind acuzate că au omorât pacienți la terapie intensivă. Spune așa judecătorul în motivare, cele două doctorițe și-au atribuit ilegal și inuman dreptul de a lua viața. A fost arătat un profund dispreț al inculpatelor față de viața pacienților. Este de neconceput ca un medic să decidă să pună capăt vieții unui pacient și spun așa că probatoriul demonstrează suspiciunea rezonabilă că au acționat cu intenția de a suprima viața. Este motivarea judecătorului, repet, și o să vedeți ce spune apărarea în sala de judecată. Avocatul doctorițelor spune așa că există o presiune publică. Faptul că și premierul țării vorbește despre închisoare în acest caz, că probele nu sunt clare și că medicii nu ar fi făcut niciodată așa ceva. Imediat, pasaje din motivarea judecătorului. Între timp, apare și prima demisie la Ministerul Sănătății, șeful corpului de control, cel care a fost în anchetă la Pantelimon și a spus că n-a găsit nimic în neregulă și a dat demisia. În același timp, doamnelor și domnilor, surse spun că premierul Ciolacu decide în această săptămână dacă îl remaniază sau nu pe Ministrul Sănătății Alexandru Rafila, pentru că și-a trimis corpul de control, atenție, la Ministerul Sănătății, pentru a investiga ce tip de anchetă a făcut corpul de control al ministrului Rafila la Spitalul Pantelimon. Vine și o veste importantă pentru pensionari. Din septembrie se majorează pensiile pentru 3,8 milioane de pensionari. Sunt de asemenea 800.000 de pensionari care nu primesc niciun ban în plus. De această dată vorbim despre o majorare care se face începând cu data de 2 septembrie. Deja au plecat deciziile de recalculare către români, însă este foarte interesant anunțul pe această temă. Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii, face anunțul de majorarea pensiilor de la guvern. În schimb, ministrul Finanțelor și președintele Casei Naționale de Pensii se duc la sediul PNL și anunță această majorare și spun că acest proiect de mărire a pensiilor este unul liberal. Și o să vedem, doamnelor și domnilor, ce se întâmplă cu strategia pentru Cotroceni, pentru că după ce ieri v-am spus că Marcel Ciolacu se duce la Mănăstirea Văratec înainte de a anunța candidatura la Cotroceni, mâine o să fie o întâlnire între Nicolae Ciucă și președintele Klaus Iohannis, cel mai probabil la Vila Neptun, după festivitățile organizate de Ziua Marinei. O să vedem ce se întâmplă la această întâlnire și ce fac liberalii cu această candidatură a lui Nicolae Ciucă la prezidențial. Pentru început, doamnelor și domnilor, vă spuneam o motivare explozivă a judecătorului care a decis să le aresteze pe cele două doctorițe de la Pantelimon acuzate că omorau pacienți la terapie intensivă. Spune așa judecătorul, foarte important în luarea acestei decizii, că cele două doctorițe și-au atribuit ilegal și inuman dreptul de a lua viața pacientului de 54 de ani și că probatoriul, ceea ce spun procurorii, demonstrează că există această suspiciune rezonabilă că a fost suprimată viața pacientului. Haideți să vedem ce spune ministrul Sănătății Alexandru Rafila, cel care recunoaște că șeful corpului de control de la Ministerul Sănătății și-a dat demisia în urma acestui scandal. De ce a plecat din funcție? De ce a demisionat? Pentru că el a considerat că în urma acestei probleme extrem de grave care s-a întâmplat la Spitalul Pantelimon, el fiind cel care a participat acolo, este cazul să demisioneze. Ce a greșit? V-a informat greșit? Nu m-a informat greșit. Și atunci de ce și-a dat demisia? Pentru că a considerat că este oportun să-și dea demisia într-o astfel de situație. Aceasta este reacția ministrului Sănătății, cel care va veni astăzi la Antena 3 CNN la ora 21 în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu. Alături de mine la această oră este domnul Vasile Barbu, președintele Asociației pentru Protecția Pacienților. Mulțumesc pentru prezență. Imediat ni se va alătura și Bogdan Chereac, analist de CNews. De asemenea este și domnul Cataramă de la PNL în celălalt platou de la în momentul de față. Mulțumim, domnule Cataramă, pentru prezență. Este și Lucian Romașcanu, președintele ales al Consiliului Județean Buzău, din
din partea PSD, este și purtător de cuvânt al formațiunii. Mulțumesc, domnule Romașcanu. Și avocatul Adrian Cuculis într-o legătură Skype cu noi. Mulțumesc. O să citesc câteva pasaje din motivarea judecătorului care a decis să le aresteze preventiv pentru 30 de zile pe cele două doctorițe de la Spitalul Pantelimon, acuzate de procurori că omorau pacienți în terapie intensivă. Iată ce spune judecătorul care ia această decizie. Miron Maria Alexandra și Păiuș Mirela au acționat cu intenția directă de a suprima viața victimei militaru Marian și au arătat un profund dispreț al inculpatelor față de viața persoanelor prin ignorarea tuturor dispozițiilor legale care reglementează exercitarea profesiei lor, dar și a jurământului depus la terminarea facultății de medicină. De asemenea, se mai arată un lucru foarte important. Dacă inculpatele ar fi acționat din culpă sau ca urmare a incompetenței profesionale, orice modificare a ratei de administrare a noradrenalinei din injectomate s-ar fi regăsit în fișa de observație a pacientului, semnată, parafată și deci asumată de medici. De asemenea, aceste modificări nu au fost operate însă și în fișa de observație a pacientului militaru Marian, fiind nenumărate neconcordanțe, asistenții medicali declarând că inculpatele le ordonau să treacă în acte valori maximale ale noradrenalinei, deși pacientul primea doze minimale. Fără a specula, spune judecătorul, cu privire la motivul unor astfel de decizii, judecătorul observă că inculpata Miron Maria aprecia că noradrenalina prelungea suferința pacienților săi, lipsind divinitatea de dreptul său absolut de a decide cu privire la viață și moarte. Haideți să ne oprim la aceste pasaje și apoi vom continua. A ajuns și domnul Chireac alături de mine. Mulțumesc, domnule Chireac. În momentul de față, domnule Barb, spune judecătorul aici că cele două doctorițe și-au arogat dreptul, și-au atribuit dreptul ilegal și inuman de a decide cine trăiește și cine moare la secția de terapie intensivă. Da, deși nu eram în stare de urgență sau în stare de război. Pentru că nu în astfel de situații se spune că s-ar putea. Însă regulile de bioetică sunt reguli de bioetică creștine, de tip creștin, chiar și în America, și în Franța, și în România, interzic așa ceva. Pentru că spune foarte clar, trebuie să dai sprijin pacientului până în ultima clipă, până când toate resursele lui sunt epuizate. Nu mai ai soluție, nu mai ai tehnologie medicală. Acum, tehnologiile medicale permit, iată, prelungirea vieții, pentru că au fost situații când pacientul a ieșit din acel șoc și numai eu pot să fiu martor că ani de zile, încă din 2012-2013 încoace, câte nopți am alergat cu fiole de noradrenalină de la un spital la altul când lipsea acest medicament. Și medicii erau disperați că trebuia să-l dea. Ei, aflați că ei au fost salvați și știu foarte bine, au fost salvați foarte mulți pacienți, au fost scoși din criză, pentru că aceste crize, acele șocuri, erau de natură septică de cele mai multe ori și cu ajutorul altor terapii antibiotice reușeau să-i aducă pe linia de plutire. O să vedem ce spune și apărarea în sala de judecată, avocații celor două doctorițe. Domnule Chireac, judecătorul observă că inculpata Miron Maria aprecia că noradrenalina prelungea suferința pacienților săi, lipsind divinitatea de dreptul său absolut de a decide cu privire la viață și moarte. Noi am întrebat dacă în sala de judecată judecătorul a întrebat-o pe doctorița Miron Maria despre acest aspect, pentru că sunt și niște interceptări la dosar în care se face referire la noradrenalină și Dumnezeu. Doamna Porumbel, s-ar părea că sunt declarații ale doamnei doctor Miron. În sala de judecată. Nu știu unde sunt făcute, trebuie precizat lucrul acesta și trebuie aflat. Fiindcă în momentul acesta, această declarație este, dacă vreți, un autodenunț. Și doamna doctor lipsea divinitatea de dreptul său de a chema la sine pe sufletul unui om sau nu. Deci lucrul acesta nu este în... cred în fișa postului la medici, cu toată dragostea, apropo de ce s-a spus până acum. Sper că nu este inventată această frază. Este capitan. Motivarea judecătorului care a decis arestarea. Așa este... scrie în document, așa am scris și așa noi este. Aici. Așa este, sper că nu este inventată de judecător. Nu știu, dacă această declarație este dată în sala de judecată sau este și dată noi în ne-am fața întrebat. Procurorului. Deci e o constatare, nu e o declarație. Nu, zice așa, judecătorul observă
că inculpata Miron Maria aprecia că noradrenalina prelungea suferința pacienților săi, lipsind divinitatea de dreptul său absolut de a decide cu privire la viață și moarte. Este, sună ca un autodenunț că, cu bună știință, doamna doctor, dacă, repet, e declarația domniei sale, că doamna doctor lua viața acestor oameni ca să le oprească suferința. Lucrul ăsta nu poate fi făcut de un medic decât cu acordul familiei, în sensul în care familia cere medicului ca bolnavul incurabil, inconștient, să fie decuplat de la aparat. Dar nu acum, în contextul, adică în legislația actuală, nu este. Se discută acum că s-ar putea pe viitor să se facă un protocol. Și acest lucru numai atunci când este moarte cerebrală. Chestiunea de legislație nu o cunosc în domeniul respectiv, da, vă dumneavoastră sunteți perfect informat în legătură cu asta, dar eu spun din punct de vedere medical și uman, doamna doctor își asumase rolul lui Dumnezeu. Da. Dacă declarația este făcută de domnia sa și nu este scrisă de judecător, că asta este, nu avem încredere în justiție. Asta vă rog, domnule avocat. Da, asta spuneam, că nu este o declarație acolo, cred că se face o confuzie totuși. Este o apreciere pe care judecătorul o are cu privire la modalitatea în care s-au săvârșit faptele acolo sau presumptivele fapte. Pentru că până una alta vorbim despre o prezumție de nevinovăție care ea o să meargă până la finalul procesului. Doar că am mai discutat despre lucrurile acestea și în trecut, de când a izbucnit acest scandal. Există patologii, dacă vreți, care apreciază din milă că ar trebui cumva să reducă anumite tratamente sau să curme suferința anumitor pacienți, tocmai din acest complex, dacă vreți, sau sindrom, nici nu știm cum să-l denumim, Dumnezeu. De acolo s-a și tras această concluzie a judecătorului, deci aș vrea să clarificăm treaba asta, că nu este o declarație a vreunei persoane și să nu ne închipuim că asistentele au declarat că au avut această părere clar determinată că dozele de noradrenalină, dacă nu ar fi fost diminuate, ar fi produs vreo suferință. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, noi suntem o țară profund creștin-ortodoxă și atunci, bineînțeles că această raportare la divinitate, cred că am spus-o și noi de atâtea ori, nu ne-a spus-o judecătorul pentru prima dată, că orice fel de chemare, da, ar trebui să fie făcută de către această divinitate, indiferent cum o numim noi, că este Dumnezeu, că e o altă credință, n-are importanță. Orice avocat, fel de intervenție din punct ceva? De vedere al drepturilor, o secundă, orice fel de intervenție raportată la drepturile pacientului cu privire la scurtarea vieții, chiar și pentru o secundă, ar deduce practic de aici concluzia că s-a săvârșit o infracțiune intenționată. Eu vreau să vă întreb tehnic. Trebuie să nu de... În cazul în care această declarație este făcută de doamna doctor, este o autoincriminare care pune punctul unui scandal dintr-un anumit punct de vedere? Bineînțeles. A, deci considerați absolut, 100%. Dacă este făcută 100%. De doamna doctor și poate o mai citește încă o dată doamna Porumbel, atunci lucrurile se lămuresc și pune în punct unui scandal. Repet, național. Și mie mi-a atras atenția acest paragraf, de aceea l-am scris aici ca să nu existe o interpretare, fără a specula cu privire la motivul unor astfel de decizii. Judecătorul observă că inculpata Miron Maria aprecia că noradrenalina prelungea suferința pacienților săi, lipsind divinitatea de dreptul său absolut de a decide cu privire la viață și moarte. Noi nu știm dacă există o declarație în sala de instanță sau spune, dacă s-a făcut... Fără... Nu este speculația judecătorului, este probabil... Ba, da. Da? Bine, cum este o interpretare pe baza probelor existente la dosar și aceste probe... Stenograma în care se vorbește despre acest lucru nu spune doctorița, spune partenerul său de viață despre acest lucru. Deci nu spune doctorița arestată 30 de zile, zice partenerul său de viață. Dar pe care ea le acceptă. E o diferență. Acest lucru s-a dedus... Iertați-mă, eu sunt puțin în handicap că sunt și pe Skype și mă impun mai greu acolo în platou. Această chestiune se deduce foarte ușor din interceptarea, de fapt nu este o interceptare, este o înregistrare a celuilalt participant la apelul telefonic. Dacă vă faceți aminte, prima înregistrare care a apărut publică, adică cum îi scădea doza de noradrenalină și atunci se confirma că da, se întâmplau lucrurile acestea. Și rezidă din anumite și interceptări, dar și discuții între cei care au participat la acele discuții odioase, că într-adevăr ar fi avut această percepție despre scăderea noradrenalinei pentru suprimarea vieții, pentru că ei considerau că le-ar face un bine. O să recaut acea stenogramă pentru că e interesantă. Mai spune așa judecătorul, mai citesc două pasaje. Este de neconceput ca o persoană, cu atât mai mult un medic, să ia decizia de a pune capăt vieții unei persoane, indiferent de starea de sănătate a persoanei. Gravitatea faptorului este cu atât mai mare, cu cât scopul pentru care inculpate au luat decizia de a pune capăt vieții victimei a fost acela de a elibera paturile de pe secția ATI,
Asta spune judecătorul în motivare. Aici se arată datele statistice, 46 de decese cu... Deci la Pantelimon, faptul că în luna mai 2024, luna imediat următoare, sesizării faptelor s-au înregistrat cele mai puține decese din ultimul an și jumătate în cadrul secției ATI, respectiv 46 de decese. Și mai spune așa despre ceea ce au prezentat procurorii. Probatoriul administrat până în acest moment, procesual în cursul urmăririi penale, inculpata Miron Maria Alexandra, calitate de medic specialist, de asemenea este și cealaltă medică, doctoriță, au încercat să suprime viața pacientului de 54 de ani prin reducerea de noradrenalină administrată prin injectomat de la valoarea de 15 ml pe oră. Deci există suspiciuni rezonabile că au suprimat viața pacientului de 54 de ani. În momentul de față vorbim despre motivarea judecătorului. Domnule Romașcanu, cum vedeți ceea ce motivează judecătorul în decizia de a le aresta pe cele două doctorițe? Bună ziua, încă o dată. Văd cu groază ce s-a întâmplat acolo și această joacă de-a Dumnezeu sper să fie unică la nivelul sistemului medical, am mare încredere în medicii români. Acolo s-a întâmplat ceva, un derapaj care se pare că s-a bazat și pe un soi de cum să spun eu, substitut de divinitate pentru a face, cum să spunem, chinurile mai mici unui pacient care aștepta de la medici să fie salvat, nu să fie trimis pe lumea cealaltă. Este dramatic. Ce spun judecătorii înseamnă că au date care să le justifice această motivare, iar lucrurile tind să se clarifice și până la urmă cei vinovați vor trebui să plătească prețul corect pentru asemenea grosăție. Există și apărarea evident reprodusă în momentul de față în acest document, motivarea judecătorului, ce au spus avocații doctorițelor în sala de judecată. Avocatul doctoriței supranumită doamna Cucoasa, știți foarte bine acest lucru, spune așa: această situație face obiectul articolelor de presă de mai mult timp, din luna aprilie, de când au fost sesizate organele de urmărire penală. Este chiar un serial la TV în legătură cu situația de la acest spital. Iar după ce s-a comunicat de către parchet că s-au efectuat percheziții și s-a luat o măsură față de cele două inculpate, premierul țării a cerut pușcărie. Și în mod evident există o presiune socială din toate direcțiile în legătură cu situația celor două inculpate. Cu privire la acuzația din data de 26 martie, se spune că doamna Miron a scăzut doza de noradrenalină de la valoarea de 15 ml la 1 ml și că asistenta Grigore Nicoleta a intervenit și a injectat, fără să aibă acordul medicului, într-o perfuzie o anumită doză de noradrenalină care ar fi asigurat supraviețuirea pacientului. Dacă așa s-au întâmplat aceste lucruri, suntem într-o situație foarte gravă, discutăm de un paralelism între atribuțiile medicului și atribuțiile asistentelor. Suntem în situația în care decizia unui medic bună sau greșită este validată, verificată de către un asistent, care nu doar că o critică și folosește niște mijloace pe care le are la dispoziție de a sesiza și șeful de secție, de a sesiza conducerea. Spune că asistentele nu aveau dreptul să intervină peste actul medical și să injecteze noradrenalină în perfuzie. De asemenea, spun că probele nu sunt clare, că acea fotografie cu injectomatul nu este concludentă. Se mai spune că nu există o serie pentru injectomate și nu se poate face legătura între un injectomat și un pacient și că medicii nu ar fi făcut niciodată așa ceva. Domnule Cataramă, din tot ceea ce v-am prezentat în acest moment, care este concluzia noastră? Doamne, eu aș privi dintr-un alt punct de vedere. Acest proces la care faceți dumneavoastră referire nu este un proces de fond în care se judecă culpa. Așa este. Este o cerere a parchetului pentru o arestare preventivă de 30 de zile. Și legea spune când să fac arestări preventive ca să nu se distrugă probe, să nu părăsească țara și așa mai departe. Mie mi se pare, din ce a citit dumneavoastră, că e o antepronunțare a judecătorului pe fond. Pentru că el, în acest moment, instanța nu a făcut decât să ia act de rechizitoriu și de poziția parchetului și să se pronunțe pe o arestare temporară de 30 de zile, nu pe fondul chestiunii. Noi acum discutăm ca și cum judecătorul a constatat vinovăția celor medici, ceea ce nu este corect și nici nu poate fi. A pipăit fondul, cum este absolut normal să facă într-o măsură preventivă. Nu poți să te referi în mod absolut abstract, total, la o măsură preventivă fără să analizezi bazele fundamentale ale acuzației în sine. Pe de o parte. Pe de altă parte, vorbim despre un referat, nu rechizitoriu, că nu este trimis în judecată, iar ca să poți să iei o măsură, indiferent care ar fi ea,
trebuie în mod evident să faci o, atenția asta este exprimarea, o pipăire a fondului acelei probleme. Ne-am uitat și noi... Nu sunt de acord cu dumneavoastră, domnul avocat, pentru că aici se discută strict o arestare preventivă, nu se discută fondul, nu se pipăie fondul acestei chestiuni. Îmi pare rău că vă contrazic, pentru că, repet, puteți să mă contraziceți, dar nu este sunt așa. Cazuri prevăzute expres de lege când se face arestare preventivă și în niciun caz nu se judecă fondul. Bun, nu s-a judecat fondul, dar este, cum spune de altfel și judecătorul, acea prezumție rezonabilă că s-au săvârșit faptele. Ca să poți să ai o prezumție rezonabilă, o suspiciune rezonabilă, trebuie să analizezi dacă s-au întâmplat niște lucruri. Aceeași prezumție o putem face și prezumția de nevinovăție, pentru că este un principiu fundamental în drept. Până la o condamnare funcționează prezumția de nevinovăție, care e călcată în picioare. Vreau să vedem mărturia unei rude, a unui pacient de la Pantelimon. Apar în fiecare zi rude care își pun sub semnul întrebării ceea ce s-a întâmplat în spitalul Pantelimon. Și cred că asta este extrem de grav, că nu știi dacă ruda pe care tu ai avut-o, bunica, mama, oricine din familie, din apropiați, oricine a fost internat în spitalul Pantelimon, putea să fie salvat. Există această întrebare publică. Vreau să vedem această mărturie și apoi, domnule Chireac, există și această întrebare. În momentul de față avem ce spun judecătorii, ce spun procurorii, ce spun rudele pacienților, avem ce spun și medicii de la terapie intensivă. Cei mai mulți au criticat acest referat al procurorilor, decizia de arestare. Haideți să vedem această mărturie și apoi ne lămuriți dacă am putea asista la un caz care să fie umflat, care să fie o gogoașă. Există și această acuzație. Bun, haideți să vedem acea mărturie. Am dus-o pe mama mea la spitalul Sfântul Pantelimon. După care, când am ajuns acolo, s-au întâmplat mai multe lucruri, printre care necomunicarea medicilor, minciunile continue de care am avut parte. Din momentul în care am vorbit cu domnul manager de la Spitalul Sfântul Pantelimon, care am văzut că a demisionat din funcția respectivă, ea a fost mutată pe un salon dedicat. Nu știu, dedicat sau nu, singură, într-un salon, și de acolo au luat lucrurile o turnură foarte, foarte dubioasă, să zicem așa. Era legată de pat. Într-una din zile am găsit-o lovită, ea neputând a se mișca, noi am sesizat lucrurile astea. Și pur și simplu, în 7 zile total cât a stat la ATI, ea a decedat, practic. I s-a indus o comă în momentul în care a ajuns la spital, contrar tratamentului ei pe care îl avea la momentul respectiv. Deci am adus un om normal și, practic, am luat un om mort acasă. Mort acasă, practic, care nici nu știm când a murit. Noi ni s-a dat corpul acasă după... ca să-l îngropăm după 4 zile, a ajuns cererea respectivă la parchet. Avea o stare de rău și n-am avut încotro. Practic, dorința mamei mele nu a fost de a ajunge la spitalul Pantelimon și a fost de a nu ajunge la spitalul Pantelimon. Aceasta a fost ultima ei opțiune. A spus mereu, nu mă duceți la spitalul Sfântul Pantelimon. De ce avea această temere? Pentru că acolo exista riscul să moară. Știa alte cazuri? Da, știa alte cazuri din de acum 5 ani de zile, de când se întâmplau. 5-6 ani de zile, foarte grave, Spitalul Morții, cum era denumit de acum 7-8 ani de zile. Eu în ziua numărul 9, când am ajuns în salonul mamei mele, aparatele erau scoase din priză, nu funcționa absolut nimic. Și am întrebat ce se întâmplă. Am pus mâna pe mama mea, era rece, probabil că începuse un proces sau deja era un proces acolo, nu știu. Așa, și... am întrebat ce se întâmplă, nu că nu funcționează. Următoarea zi s-a stins numai, adică în următoarele 12 ore, nu știu. Mă rog, așa am fost anunțat, eu acum nu știu când s-a stins. Am făcut plângere penală împotriva spitalului și împotriva ce s-a întâmplat și nu ni se răspunde de un an la aceste plângeri. Nu suntem audiați, da? Nu sunt audiat absolut deloc în acest dosar. Sesizez aceste lucruri de un an de zile și nu se întâmplă absolut nimic. Iar informația este că premierul Ciolacu decide în această săptămână dacă îl demite sau nu pe ministrul Sănătății Alexandru Rafila. Deja premierul a trimis corpul de control la Ministerul Sănătății,
astfel încât să fie obținute documentele luate de corpul de control al Ministrului Sănătății, cum s-a ajuns la concluzia că nu există nicio neregulă la Spitalul Pantelimon. În momentul de față avem și prima demisie, șeful corpului de control al Ministrului Sănătății și-a dat demisia. Domnule Chirac, vă întrebam ceva mai devreme, dacă putem să avem și această întrebare. Dacă este un caz umflat sau dacă tot ce scrie aici este realitatea din Spitalul Pantelimon? Doamnă, eu cred că este o realitate. Multă lume nu va fi de acord cu mine. Mie mi-este teamă că este o realitate. Deci cazul nu este umflat, fiindcă avem în discuție moartea 22 de oameni în 3 zile. S-a probat, mă rog, procurorii spun că au probe pentru o singură persoană, cea de 54 de ani, și au extins ancheta pentru încă 5 pacienți. Dar mai sunt altele, nu mai sunt. N-au mai găsit injectomatele la aparatele și e și greu după luni de zile, mai ales că în terapie intensivă nu s-a oprit activitatea la Pantelimon, în partea asta. Eu așa cred. În privința demisiilor, aici, din nefericire, tot scandalul, care poate are, de fapt, o chestiune medicală, umană, de principiu, de ce vreți dumneavoastră, după declarație, pe mine m-a tulburat declarația dată de judecător și trebuie să aflăm neapărat dacă este declarația doamnei doctor sau este, și ar fi grav să fie din gândirea judecătorului de caz, nu? Ar fi foarte grav să fie pus acolo fără legătură, dar eu cred că mi-e teamă că e o declarație dată de inculpată. Din nefericire, scandalul s-a dus în politică. Deci ai mei care numiseră directorul de la Sfântul Pantelimon, useriștii, da. Știți foarte bine, s-au dus imediat pe net și au spus că în guvernul Ciolacu sunt uciși oameni în spitale, partenerii de coaliție ai PSD de la PNL, niște distinși intelectuali din partid, au început să spună același lucru pe discursul USR-ului și firește că PSD-ul a replicat și el cu o mulțime de lucruri, că are ce replica și PSD-ul. Și atunci e un scandal care pune greu la încercare, cum nu s-a pus până acum, chiar coaliția, să știți. Domnule Romașcanu, în momentul de față, repet, premierul Ciolacu, pe baza concluziilor corpului său de control, va decide dacă îl demite pe ministrul Rafila sau nu. Ar trebui, eu am adresat această întrebare, ar trebui domnul Rafila să plece? Nu pot eu să spun, pot doar să analizez niște fapte care s-au întâmplat, să vedem că în urma plângerilor din aprilie, imediat după s-a făcut o plângere penală și în momentul ăla parchetul a preluat toată investigația, deci domnul Rafila nu mai putea fi implicat acolo. Dacă există culpe, sigur, corpul de control al primului ministru se le vadă și discuția finală cu domnul Rafila o va purta domnul premier. Nu pot eu să spun. Cert este că domnul Chirac are dreptate. Din păcate, un fenomen extraordinar de grav din zona medicală a devenit o țintă politică, iar lucrurile astea perturbă imaginea publică de la ceea ce ar trebui să vedem cu adevărat. Domnule Cataramă, da, eu cred că finalul este aproape, cred că investigatorii își fac treaba. Există al cui final e aproape, domnule Romașcanu? Anchete. Păi, ancheta e abia la început, domnule Chirac. Nu, da, dacă doamna doctor a declarat ce a declarat în... Repet, noi nu avem această informație. E posibil să fie o declarație în sala de judecată sau să fie o interpretare a unei interceptări, doamne, care apare în referatul procurorilor. Trebuie aflat pe surse, de la parchet, de la avocați, de la... Dacă este o declarație a doamnei doctor, cred că se pune punct dintr-un anumit punct de vedere acestui caz. Ar însemna o recunoaștere asta a faptei. Este. Deci în momentul dacă în care este analiza judecătorului, își recunoaște fapta, cu asta s-a închis procesul. S-a închis procesul. Nu mai ai ce să discuți. Dar mai sunt și alte cazuri la care trebuie să recunoaște faptele. Păi discutam în poate cazul că doamna asta. Doctor va povesti mai mult dacă dânsa a făcut această declarație. Repet, ar fi grav să fie însă inițiativa procurorului sau judecătorului. Și ca să precizez care sunt distinși intelectual de la PNL, care au îmbrățișat discursul serist, mă refer la distinsul intelectual Florin Roman, de pildă, pe dânsul am văzut. Domnule Cataramă, domnul Rafila ar trebui să rămână în guvern sau să plece? Am aceeași opinie ca domnul Romașcanu. E o chestiune de analiză. Primul ministru va analiza și în baza informațiilor va lua o decizie. A ne pronunța noi și așa cred că în mod excesiv am dus această situație gravă
într-o dispută de PR în spațiu public, ceea ce nu e în regulă. Dispută, adică am început să devenim și pe lângă fotbal și politică, am început să venim, să devenim specialiști și în medicină și în alte domenii. E o chestie foarte gravă. Am mai trecut prin spitale și ne șocăm cu toții cum am putea să ajungem noi acolo sau vreo rudă de ale noastre. Aia e toată problema, că specialiști nu suntem, dar ne uităm așa puțin că oamenii ăștia sunt acuzați că ar fi omorât intenționat niște persoane, ceea ce este foarte grav. Și măcar atâta lucru ne-am câștigat și noi în 89 să avem dreptul de a dezbate. Păi dezbatem, care? Cine spune că de câteva zile bune sau de săptămâni... Dar n-a zis nimeni că e specialist, domnul Cataramă, nu. Dar ce spune domnul avocat, așa este, oricare dintre noi, mai ales noi la vârsta noastră, te gândești că cine știe, ferească Dumnezeu, mâine ajungi în această situație. Eu vă spun un lucru, eu personal am încredere în sistemul medical din România și n-am nicio problemă să mă duc la oricare din spitalele din România. Da, în sistemul meu medical de vedere. Din România nu puteți avea încredere, în oamenii de acolo, da. În foarte mulți dintre ei, da. Când mergem la mine, e dreptul meu să am, da? Așa. Că dumneavoastră nu aveți sistemul, o altă chestiune. Sistemul medical, nu știu în ce sistem din România, în afară de BNR și SMURD, eu nu am încredere în niciun alt sistem din România. Niciun alt sistem nu funcționa. Nu putem spune că sistemul public de sănătate este sigur. Eu mai sunt și membru în Consiliul Național pentru Siguranța Pacienților și de la acel nivel. Dar cum e? Pot să vă spun că nu este... E periculos? Nu, e nesigur. Este uneori chiar periculos. Și nesigur, uneori și inaccesibil unor servicii de calitate. Mie mi se pare că tot sistemul de sănătate din România este o greșeală. De calitatea, iată, și în punctual, în secția de terapie intensivă de la Panteleimon. Și ne-a răspuns până acum de calitatea actului medical, care e prevăzut în articolul 85 din legea 95. Deci acolo scrie foarte clar, răspunde printre altele și de calitatea actului medical, bun, de coordonarea echipei. Domnule Cataramă, pe scurt, deci e un deficit de medici, este un deficit de medici, este un deficit de asistente, nu avem spitale noi, nu avem aparatură de specialitate, nu avem ultimile noutăți din oncologie plătite de case, e un articol astăzi în toată presa. Deci de asta spunem că sistemul medical, din nefericire, în acest moment... Vă rog, domnule Romașcanu, tot ce a spus dumneavoastră e adevărat, dar mă rog, în fine, nu vreau să vă contrazic. N-aș vrea să ducem cazurile... cum să spun eu, speciale prin tragismul lor într-o concluzie generală. Suntem într-o situație mult mai bună ca sistem de sănătate decât multe țări din jurul nostru, că poate fi mai bine, e clar, dar toți am trecut pe acolo și credeți-mă, am avut parte și pentru mama și pentru mine de tot, de rude, deci lucrurile nu trebuie generalizate pentru că este ultimul lucru pe care îl dorim într-o emisiune de asemenea audiență să punem îndoială într-un sistem care până la urmă e fundamental pentru România. Domnul Romașcanu, înțeleg că dumneavoastră sunteți. Trebuie să facem o delimitare între... Ați fost în sistemul de sănătate la furnizori de servicii medicale alături de oamenii simpli? Poate ați fost în calitate de parlamentar, de om politic, acolo se deschide ușa altfel. Din fericire, pentru mine, cred, parlamentar sunt doar de 8 ani de zile. Păi da, dar a spus că eu am exagerat. Eu n-am generalizat. N-am generalizat, dar v-am spus că sunt anumite paliere ale sistemului de sănătate care nu funcționează corect și serviciile medicale sunt inaccesibile pentru oamenii simpli. De la mari somități din sistemul medical, care ne spun că, din nefericire, sistemul medical are nevoie de foarte multe lucruri pentru a fi la nivelul secolului. Vreau să mergem mai departe. În European. Pentru că este un anunț important, 3,8 milioane de pensionari vor primi pensii mărite. Din data de 2 septembrie se livrează aceste pensii majorate. Aceste anunțuri de recalculare se distribuie chiar din această săptămână. Românii vor primi aceste anunțuri de recalculare. Însă ne-a atras atenția un aspect. Doamna Bucura Oprescu, ministrul Muncii, merge la ședința de guvern, vorbește despre acest lucru. Iar șeful Casei Naționale de Pensii, domnul Daniel Baciu, împreună cu ministrul Finanțelor Marcel Boloș, merg la sediul PNL și anunță majorarea pensiilor cu sigla PNL în spate și spun că acest proiect este unul liberal. Haideți să vedem cele două anunțuri. Am finalizat recalcularea. Nu vor mai fi pensionari care au muncit la fel, dar au pensii diferite.
În 2024, cei mai mulți dintre pensionari beneficiază de două majorări. Prima majorare, la 1 ianuarie 2024, au crescut toate pensiile ca urmare a creșterii punctului de pensie cu 13,8% de la 1785 lei la 2032 de lei, a doua majorare, la 1 septembrie 2024, pentru eliminarea inechităților prin recalcularea tuturor pensiilor. Cei mai mulți vor câștiga, nimeni nu pierde. Vă mulțumim! Mâine, colegii mei o să transmită către Compania Națională Poșta Română. Astăzi avem ultima zi de transmitere a acestor decizii. Avem astăzi un procent de peste 95% deja transmise către Compania Națională Poșta Română. Astăzi finalizăm, la sfârșitul acestei zile, acest proces de transmitere a acestor decizii către poștă. Începând de vineri, practic, pensionarii vor primi aceste decizii de recalculare la domiciliu, unde vor afla care este noul cuantum al pensiei rezultat în urma recalculării conform noii legi a pensiilor. În urma acestui proces de recalculare conform noii legi a pensiilor, peste 3,8 milioane de pensionari vor avea pensiile mărite. Este vorba de peste în jur de 83% din pensionarii din sistemul public vor beneficia de măriri ale pensiilor în urma aplicării noii formule de calcul, care face parte integrantă din lege. Creșterea medie în lei este de 622 de lei. Avem creșterea ale pensiilor de la 1% până la 100%. Practic avem și dublări ale pensiilor. Această nouă lege a pensiilor este o lege profund liberală, pentru că încurajează contributivitatea, prelungirea vieții active, asigurând sustenabilitatea sistemului public de pensii pe termen mediu și lung. Legătura directă cu noi este domnul Marius Budăi, fost ministru al Muncii, deputat PSD. Mulțumim, domnule Budăi, pentru această intervenție. O să le arăt telespectatorilor și cifrele și rog pe colegii mei să le afișeze. Sunt 4,6 milioane de pensii recalculate, 3,8 milioane de pensionari primesc venituri majorate, creșterea nominală medie 622 de lei și sunt 800 de mii de pensii care nu se majorează. Domnule Budăi, spune domnul Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii, că este un proiect liberal de majorarea pensiilor. Bună ziua tuturor și vă mulțumesc frumos pentru o invitație. Este o problemă atât de serioasă și nu o să intru într-un război al declarațiilor. O să prezint câteva fapte, în schimb, cu permisiunea dumneavoastră. Se poate dovedi că este o minciună foarte, foarte simplă. Dumneavoastră, doamna Cătălina, știți foarte, foarte bine și invitații dumneavoastră știu din platou, probabil majoritatea, că atunci când se face schimbul, predarea unui minister de la ministerului de la un ministru la altul, se întocmește un proces verbal. În acel proces verbal ar fi trebuit să regăsească la documente predate de un ministru la celălalt să se găsească și această lege. Eu vă spun că nu există așa ceva, că se poate cere și public acest proces verbal, că nu este document secret, și o să vedeți că este o minciună sfruntată ceea ce se vorbește acum. Mai mult de atât, în 2021 mi-ar fi plăcut ca, așa cum au făcut conferința la PNL acum, să facă și acea conferință la PNL când au anunțat că în 2021 nu dau niciun leu la pensii. I-au zis, domnule Cataram. Restul este poveste. Păi vedeți... Vă spun doar fapte. Eu nu, și am demonstrat și la dumneavoastră, doamna Cătălina, în emisiune, cu documente și cu statistică de pe site-ul Ministerului Muncii, cum în 2021 nu s-au majorat cu niciun leu pensiile. Și o știu toți seniorii României. Nu trebuie să fac eu declarații politice acum la televizor. Nu e proiectul guvernului, domnule Cataramă? E al PNL-ului acum? În primul rând este campanie preelectorală și fiecare partid încearcă să câștige puncte electorale. E firesc. Păi în orice țară se întâmplă așa ceva. Doi, stați puțin. În primul rând trebuie să vedem de ce e posibil să crească pensiile. Pentru că economia în ultimii 2 ani a crescut. În guvernarea PSD-PNL au crescut încasările la buget. A văzut declarația ministrului finanțelor privind colectarea din luna iunie și iulie. O să vedeți pe domnul Boloș. Și atunci, întrucât economia merge bine, există resurse financiare pentru a crește pensiile. Și asta a făcut-o și PSD-ul și PNL-ul. Păi și atunci și ce spuneți că este liberală? PSD-ul spune că e proiectul lor și noi spunem până la urmă proiectul guvernului care a reușit să majoreze pensiile
la aproape 4 milioane de români. Aici nu e vorba de o majorare, este vorba de o nedreptate care a fost făcută în trecut de mai multe guverne și mai multe... Matematică e majorare, ore mișorare, ore majorare, ore stagnare. Repararea unor nedreptăți, e decalajul. Dar e pentru o majorare. Și da, da, e adevărat, printr-o majorare, domnule, printr-o Budăi, echilibrare, că nu poți să le cine tai la ceilalți. Cine sunt cele 800 de mii de persoane care nu primesc majorare de la 1 septembrie? În general sunt acele categorii profesionale care, de-a lungul timpului, prin modificări succesive la legea pensiilor, și explicam de foarte multe ori și la dumneavoastră în emisiune că în România au fost 3 legi de bază a pensiilor, dar asupra lor au fost modificări repetate și au fost categorii de persoane și de categorii profesionale care, în funcție de data ieșirii la pensie, în momentul în care era un proiect sau altul legislativ sau o modificare sau alta în vigoare, au beneficiat, au avut față de celelalte persoane care sunt din aceeași categorie profesională, beneficii suplimentare. Și atunci acest principiu care a guvernat până la urmă și legea 127, pentru că se uită, legea aceasta provine din legea 127, în marea ei parte, care este o lege strict, fără a face politică PSD, adoptată, știți foarte bine, în 2019, când eram la guvernare. Am avut onoarea să fiu atunci ministru și am susținut în Parlament această primă lege și ulterior această a doua lege în Guvernul României. Da, ne amintim. S-a aprobat, însă această lege are ca principiu de bază muncă egală, contribuție egală, pensie egală, ceea ce este un lucru extrem bun. De important. Mulțumesc, domnule Budăi, pentru această intervenție. Doar atât vreau să vă mai spun. Domnul Iohannis, mâine, domnule Cataram, înțelegem că după ziua Marinei se duce la Vila Neptun și se întâlnește cu domnul Ciucă. În același timp, premierul Marcel Ciolacu merge la Mănăstirea Văratec. După acest moment, probabil își va anunța și candidatura la prezidențiale. Ce se întâmplă la Vila Neptun mâine? Nu știu. Deci nu știu dacă această întâlnire va avea loc, dar dacă s-a anunțat oficial... Îi dă domnul Ciucă acea carte, domnul Iohannis, îi oferă în premieră? Nu știu ce, dar cred, mi se pare firesc să existe un dialog între președintele României și președintele Senatului, care este și președintele Partidului Național Liberal. Domnule Romașcanu, mâine de la Văratec se va face anunțul domnului Ciolacu de candidatură? Eu cred că un anunț va fi făcut, deja lucrurile se grăbesc, vine Congresul Partidului. Părerea mea, nu am această informație cert, dar cred că va exista o comunicare pe alegerile prezidențiale și e normal să fie așa, pentru că până la urmă lucrurile trebuie să intre în logica de pregătire a acestor alegeri importante. Deci mâine vom avea un anunț, spuneți. Eu așa cred, că va exista cel puțin o declarație din partea domnului Ciolacu pe eventualitatea candidatului. Foarte interesantă această informație. O scurtă pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. Imediat o să vedeți cum se decide și dacă se decide plecarea ministrului de finanțe. Ce spune domnia sa despre banii pe care îi are în minister și despre măsurile controversate. Știți foarte bine, limitarea cash-ului pentru datornici și interzicerea vânzării proprietăților tot pentru datornici. Ne întoarcem, rămâneți cu noi. Am revenit în direct la Decisiv, doamnelor și domnilor, și vreau să-l vedem pe ministrul Boloș, cel care explică faptul că are bani pentru orice. În primul rând are bani pentru pensii, însă tot domnia sa ne anunță că mai trebuie să facă rost de niște bani, așa că de la 1 octombrie se gândește să introducă acea interzicere pentru vânzarea proprietăților pentru românii datornici. Haideți să vedem declarația făcută de Marcel Boloș. Repet, cel care spune că are bani pentru majorarea pensiilor, după ce guvernatorul BNR îi ura succes în găsirea acestor bani. Și îl vedem și pe Paul Stănescu, cel care vorbește despre remanierea ministrului finanțelor. Nu s-a pus problema ca aceste resurse să stea sub semnul instabilității, adică să există vreun risc ca aceste drepturi ale românilor să nu fie achitate. Cum noi gestionăm problema împrumuturilor în ceea ce privește deficitul bugetar este o politică pe care ne-o facem de fiecare dată printr-o strategie înțeleaptă ca de pe piață să avem resurse cu cel mai mic cost. Nu avem astfel de probleme, am spus și mai înainte, le spun și acum răspicat, sunt banii
cuprinși în buget, să stea liniștiți toți românii că aceste drepturi se achită la data la care este stabilită de către Casa Națională de Pensii. Fi mare în calcul cât este gaura din bugetul de pensii, deficitul care trebuie acoperit. Dar în bugetul de pensii nu este nici o gaură. Probabil că domnul ministru Boloș n-a comunicat foarte bine cu primul ministru. Orice decizie vrei să intri în minister, trebuie să informezi măcar primul ministru. N-a fost nicio discuție dacă îl susține sau nu îl susține. Deocamdată îl susține Partidul Național Liberal. Primul ministru va decide lucrul. Deci nu mă pune să-mi dau cu părerea despre primul ministru, pentru că primul ministru, el îi evaluează, el îi demite sau îi lasă. Domnule Cătaramă, are bani sau nu are bani? Are bani, doamne. Păi și atunci de ce vrea să ne mai limiteze cash-ul pentru datornici, să ne interzică vânzarea proprietăților pentru românii datornici? Dacă are bani? Domnul ministru a explicat, eu nu pot să fac decât să reiau explicațiile domnului ministru. Domnul Boloș se bucură de sprijinul Partidului Național Liberal, se consultă cu Partidul Național Liberal și suntem de acord că orice decizie majoră trebuie să fie luată după consultarea coaliției. În rest, toate bune. Ferească Dumnezeu. Deci ultima măsură, domnule, are numai din astea profund antieconomice. Deci e unul cu datorii. Nu lasă să-și vândă casa ca să achită datoriile. Vă puteți imagina așa. Păi, asta spune a explicat care e contextul, dar vreți, domnul Chiriac, se pare că n-ați fost foarte regional la context. Nu, e mult peste nivelul nostru de înțeles, al meu cel puțin, domnul ministru Boloș, dacă aș fi conspiraționist, dar nu sunt. Repet, domnul ministru Boloș nu poate să facă nimic fără acordul coaliției și a primului ministru. Prin urmare, poate să lanseze în spațiu public diverse băsneli, discuții, ipoteze, dar repet, finalmente, primul ministru, coaliția, dom'le, analizează și iau măsuri. Vine în fiecare săptămână cu câte o năzbâtie din asta. Ce ar trebui să facă primul ministru cu acel domn ministru? Mă întreb și eu. Dacă scoate câteodată asta antieconomică, haideți să nu spuneți că sunt pro-economice măsurile lui Boloș, că... Sunteți om de afaceri, domnule. Păi da, sunt om de afaceri, dar vă pun altfel întrebarea. O firmă poate să facă diverse tranzacții dacă are datorii la stat? Da, deci noi vorbeam despre Ca să plătești datoriile la stat, firma aia trebuie să facă profit. Da. Dacă îi tai picioarele, sigur nu-ți mai plătește și se duce și în faliment. Tocmai că domnul Boloș vrea să-i ajute să-și plătească datoriile. Închizând firma. Mulțumesc pentru prezență și comentarii. Imediat vă aștept cu cele mai noi informații și imagini. Rămâneți cu noi la Decisiv. Doamnelor, domnilor, este ora 16, urmăriți Decisiv la Antena 3 CNN. Doctorițele de la Spitalul Pantelimon au acționat, citez, cu intenția directă de a suprima viața pacientului. Așa motivează judecătorul de la Tribunalul București arestarea celor două doctorițe de pe secția de terapie intensivă, anchetate pentru omor calificat. Magistratul mai spune că dacă era culpă medicală în cazul pacientului de 54 de ani, atunci schimbarea tratamentului vital trebuia să fie trecută și în fișa medicală. Este de neconceput ca o persoană, cu atât mai mult un medic, să ia decizia de a pune capăt vieții unei persoane, indiferent de starea de sănătate a persoanei. Gravitatea faptelor este cu atât mai mare cu cât scopul pentru care inculpatele au luat decizia de a pune capăt vieții victimei a fost acela de a elibera paturile de pe secția de ATI. Judecătorul reține că inculpatele și-au atribuit în mod ilegal și inuman dreptul de a decide cine trebuie să moară în secția ATI, în ce modalitate, precum și momentul morții pacientului militaru Marian. Miron Maria Alexandra și Păiuș Mirela au acționat cu intenția directă de a suprima viața victimei militaru Marian și au arătat un profund dispreț al inculpatelor față de viața persoanelor prin ignorarea tuturor dispozițiilor legale care reglementează exercitarea profesiei lor, dar și a jurământului depus la terminarea facultății de medicină.
Fără a specula cu privire la motivul unor astfel de decizii, judecătorul observă că inculpata Miron Maria aprecia că noradrenalina prelungea suferința pacienților săi, lipsind divinitatea de dreptul său absolut de a decide cu privire la viață și moarte. Cu toate acestea, în cazul pacientului militar Omarian, inculpatele par a fi cele care au hotărât momentul decesului său, relevant fiind și că, în cazul în care inculpata Miron Maria ar fi reușit la data de 26.03.2024, să suprime viața victimei, aceasta nu s-ar mai fi trezit la data de 30.03.2024 pentru o ultimă întâlnire cu soția sa. Dacă inculpatele ar fi acționat din culpă sau ca urmare a incompetenței profesionale, orice modificare a ratei de administrare a noradrenalinei din injectomate s-ar fi regăsit în fișa de observație a pacientului, semnată, parafată și deci asumată de medici. Aceste modificări nu au fost operate însă și în fișa de observație a pacientului militar Marian, fiind nenumărate neconcordanțe, asistenții medicali declarând că inculpatele le ordonau să treacă în acte valori maximale ale noradrenalinei, deși pacientul primea doze minimale. Această situație face obiectul articolelor de presă de mai mult timp, din luna aprilie, de când au fost sesizate organele de urmărire penală. Este chiar un serial la TV în legătură cu situația de la acest spital. Ieri, după ce s-a comunicat de către parchet că s-au efectuat percheziții și s-a luat o măsură față de cele două inculpate, premierul țării a cerut pușcărie și, în mod evident, există o presiune socială din toate direcțiile în legătură cu situația celor două inculpate. Apărarea apreciază că nu crede că doamna Păiuș sau oricare alt medic ar fi în stare să facă acest lucru. În opinia apărării, acestea sunt declarații care cumva par armonizate. Sunt trei doamne asistente, Pisică Maria, Grătianu și Alexandru, care au grijă să-și susțină reciproc aceste afirmații pe care le fac în declarațiile lor. Șefa secției de terapie intensivă de la Spitalul Pantelimon a făcut în timpul audierilor de aproape 6 ore scut în fața celor două doctorițe arestate preventiv pentru omor cu premeditare. Florina Pompilian a refuzat, spun surse judiciare, să dea răspunsuri concrete la întrebările anchetatorilor care vor să stabilească dacă știa sau nu că subalternele sale ar fi decis cine trăiește și cine moare. Mergem la corespondentul nostru Bogdan Borza, cel care urmărește această anchetă și are informații de ultimă oră. Te ascultăm, Bogdan. Bun găsit tuturor! 6 ore a stat ieri șefa de la anestezie terapie intensivă de la Spitalul Sfântul Pantelimon în fața anchetatorilor, timp în care le-ar fi luat apărarea constant celor două doctorițe acuzate de omor calificat, omor cu premeditare. De asemenea, a refuzat să răspundă concret la întrebările pe care anchetatorii le adresau și a dat mai mult răspunsuri generale. De exemplu, la un moment dat a fost întrebată cum ar fi procedat ea dacă s-ar fi aflat în locul celor două doctorițe acum arestate preventiv, iar ea a spus că nu poate da un răspuns în acest moment pentru că nu știe care era starea pacientului la momentul respectiv. A plecat în calitate de martor de la Serviciul Omoruri, însă zilele următoare ar trebui să fie audiați în continuare medici de la ATI, de la Spitalul Sfântul Pantelimon, pentru a se afla cu exactitate ce s-a întâmplat în acele 3 zile, la început de aprilie, când au fost aproape 20 de decese la secția de terapie intensivă a spitalului. Știm că până în acest moment procurorii au reușit să probeze doar un singur deces al bărbatului de 54 de ani și din această cauză cele două doctorițe se află în acest moment în arest preventiv. Sunt într-adevăr cercetate alte 5 decese suspecte din aceeași perioadă, însă până în acest moment procurorii nu au primit rezultatul autopsiei. Abia ulterior, după ce vor primi rezultatele autopsiei, vor putea stabili care au fost cu exactitate cauzele decesului. E bine, până la finalul acestei anchete știm că cele două doctorițe se bucură de prezumția de nevinovăție, însă la fel de adevărat este și că atunci când au fost audiate de procurori nu au vrut să dea răspunsuri lămuritoare la întrebările pe care le adresau anchetatorii. N-au făcut asta nici în fața procurorilor, dar nici în fața judecătorilor de la tribunal atunci când a fost luată măsura de arest preventiv. Bogdan, îți mulțumesc pentru aceste informații. Șeful Corpului de Control al Ministerului Sănătății a demisionat după ce nu a găsit nicio neregulă la Spitalul Pantelimon din capitală. Vedem reacția ministrului Alexandru Rafila, pe care premierul Marcel Ciolacu l-a avertizat deja că nu exclude să-l demit. De ce a plecat din funcție? De ce a demisionat? Pentru că el a considerat că în urma acestei probleme extrem de grave care s-a întâmplat la Spitalul Pantelimon,
el fiind cel care a făcut, a participat acolo, este cazul să demisioneze. Cu ce a greșit? V-a informat greșit? Nu m-a informat greșit. Și atunci de ce și-a dat demisia? Pentru că a considerat că este oportun să-și dea demisia într-o astfel de situație. Până la finalul acestei săptămâni, Rafila este așteptat să prezinte un plan concret de măsuri în cel mai mare scandal din medicina românească. În caz contrar, premierul Marcel Ciolacu, cel care, potrivit surselor noastre, a trimis deja corpul de control la Ministerul Sănătății, ia în considerare demiterea. Și mergem la corespondentul nostru, Raluca Mândoiu, cea care vine cu informații de ultimă oră. Te ascultăm, Raluca. Bun găsit! Abia la câteva luni de la verificările făcute la Spitalul Sfântul Pantelimon, în timpul cărora reprezentanții Corpului de Control al Ministerului Sănătății nu au descoperit nicio neregulă, astăzi șeful Corpului de Control a decis să demisioneze din funcție. Surse politice spun că și zilele lui Alexandru Rafila ar putea fi numărate la conducerea Ministerului Sănătății, în condițiile în care premierul Marcel Ciolacu a trimis Corpul de Control al Guvernului să verifice documentele întocmite de Corpul de Control al Ministerului Sănătății. În funcție de rezultatele constatate de Corpul de Control al Executivului, Alexandru Rafila ar putea să nu mai facă parte din guvern, însă va fi luată o decizie așadar abia după ce vor sosi rezultatele acestei analize. Între timp, merge mai departe și ancheta procurorilor. Se primesc în continuare reclamații din partea pacienților sau rudele acestora, persoane care reclamă modul în care au fost tratate sau care trimit documente procurorilor prin care încearcă să demonstreze că există suspiciuni în privința pacienților care au decedat aici la Spitalul Sfântul Pantelimon. După izbucnirea scandalului și după demararea anchetei de către procurori, surse medicale spun că sunt mulți pacienți care refuză să fie transportați de ambulanță la Spitalul Sfântul Pantelimon, ori pacienți care odată ajunși aici sunt consultați, primesc îngrijiri la camera de gardă, însă ulterior refuză să fie internați și pleacă pe semn natura lor din spital, astfel încât să nu fie supuși aici intervențiilor chirurgicale. Potrivit surselor medicale, a crescut în ultima perioadă numărul celor care nu doresc să fie internați, astfel că a scăzut cu aproximativ 30% numărul pacienților ajunși aici la Spitalul Sfântul Pantelimon din capitală. Am adus un om normal și am luat un om mort. Este mărturia cutremurătoare a fiului unei paciente care a decedat la Spitalul Pantelimon. Acesta acuză că mama sa a fost legată de pat și lovită. Vedem această declarație. Am dus-o pe mama mea la Spitalul Sfântul Pantelimon. După care, când am ajuns acolo, s-au întâmplat mai multe lucruri. Printre care necomunicarea medicilor, minciunile continue de care am avut parte. Din momentul în care am vorbit cu domnul manager de la Spitalul Sfântul Pantelimon, care am văzut că a demisionat din funcția respectivă, ea a fost mutată pe un salon dedicat. Nu știu, dedicat sau nu, singură, într-un salon, și de acolo au luat lucrurile o turnură foarte, foarte dubioasă, să zicem așa. Era legată de pat. Într-una din zile am găsit-o lovită, ea neputând a se mișca, noi am sesizat lucrurile astea. Și pur și simplu, în 7 zile total cât a stat la ATI, ea a decedat, practic. I s-a indus o comă în momentul în care a ajuns la spital, contrar tratamentului pe care îl avea la momentul respectiv. Deci am adus un om normal și practic am luat un om mort acasă. Mort acasă, practic, care nici nu știm când a murit. Noi ni s-a dat corpul acasă după, ca să-l îngropăm după 4 zile, a ajuns cererea respectivă la parchet. Avea o stare de rău și n-am avut încotro. Practic, dorința mamei mele nu a fost de a ajunge la Spitalul Pantelimon și a fost de a nu ajunge la Spitalul Pantelimon. Aceasta a fost ultima ei opțiune. A spus mereu, nu mă duceți la Spitalul Sfântul Pantelimon. De ce avea această temere? Pentru că acolo exista riscul să moară. Știa alte cazuri? Da, știa alte cazuri din de acum 5 ani de zile, de când se întâmplau. 5-6 ani de zile, foarte grave, Spitalul Morții, cum era denumit de acum 7-8 ani de zile. Eu în ziua numărul 9, când am ajuns în salonul mamei mele, aparatele erau scoase din priză, nu funcționa absolut nimic. Și am întrebat ce se întâmplă. Am pus mâna pe mama mea, era rece.
probabil că începuse un proces sau deja era un proces acolo, nu știu. Așa, și am întrebat ce se întâmplă, nu că nu funcționează. Următoarea zi s-a stins numai, adică în următoarele 12 ore, nu știu. Mă rog, așa am fost anunțat, eu acum nu știu când s-a stins. Am făcut plângere penală împotriva spitalului și împotriva ce s-a întâmplat și nu ni se răspunde de un an la aceste plângeri. Nu suntem audiați, da? Nu sunt audiat absolut deloc în acest dosar. Sesizez aceste lucruri de un an de zile și nu se întâmplă absolut nimic. Peste 3 milioane de pensionari vor primi pensii majorate de luna viitoare, mai exact din data de 2 septembrie. Este anunțul Ministrului Muncii, care promite că deciziile de recalculare ale pensiilor vor fi livrate de poștași încă de vineri, 16 august. Am finalizat recalcularea. Nu vor mai fi pensionari care au muncit la fel, dar au pensii diferite. În 2024, cei mai mulți dintre pensionari beneficiază de două majorări. Prima majorare, la 1 ianuarie 2024, au crescut toate pensiile ca urmare a creșterii punctului de pensie cu 13,8% de la 1785 lei la 2032 de lei, a doua majorare, la 1 septembrie 2024, pentru eliminarea inechităților prin recalcularea tuturor pensiilor. Cei mai mulți vor câștiga, nimeni nu pierde. Vă mulțumim! Mâine, colegii mei o să transmită către Compania Națională Poșta Română. Astăzi avem ultima zi de transmitere a acestor decizii. Avem astăzi un procent de peste 95% deja transmise către Compania Națională Poșta Română. Astăzi finalizăm, la sfârșitul acestei zile, acest proces de transmitere a acestor decizii către poștă. Începând de vineri, practic, pensionarii vor primi aceste decizii de recalculare la domiciliu, unde vor afla care este noul cuantum al pensiei rezultat în urma recalculării conform noii legi a pensiilor. În urma acestui proces de recalculare conform noii legi a pensiilor, peste 3,8 milioane de pensionari vor avea pensiile mărite. Este vorba de peste în jur de 83% din pensionarii din sistemul public vor beneficia de măriri ale pensiilor în urma aplicării noii formule de calcul, care face parte integrantă din lege. Creșterea medie în lei este de 622 de lei. Avem creșterea ale pensiilor de la 1% până la 100%. Practic avem și dublări ale pensiilor. Această nouă lege a pensiilor este o lege profund liberală, pentru că încurajează contributivitatea, prelungirea vieții active, asigurând sustenabilitatea sistemului public de pensii pe termen mediu și lung. Mergem la corespondentul nostru, Cătălina Mănoiu, la Palatul Victoria, cea care are toate datele. Te ascultăm, Cătălina. Bun găsit! Aproximativ 1,9 milioane de pensionari vor primi în urma recalculării o majorare cuprinsă între 100 și 500 de lei, însă trebuie să spunem că sunt și pensionari mult mai norocoși, asta pentru că peste 7.000 de pensionari în urma recalculării vor primi aproximativ 3.000 de lei, chiar mai mult majorare. Sunt decizii care au fost contestate și acolo unde oamenii se simt nedreptățiți și consideră că nu s-a făcut corect recalcularea, au fost îndrumați să meargă la casele de pensii și să ceară explicații acolo. A fost practic suplimentat și numărul de angajați care ar putea să ofere lămuriri și au fost sfătuiți românii ca înainte de a merge în instanță pentru a cere recalcularea pensiilor, dacă sunt nemulțumiți, să meargă întâi la casele de pensii. În ceea ce primește banii pe care statul i-a realocație pentru plata pensiilor, până la finalul acestui an, impactul bugetar suplimentar ar fi de aproximativ 10 miliarde de lei, însă în ședința de astăzi, guvernul a decis să majoreze limitele de credit cu 600 de milioane de lei, bani care vor fi folosiți de Ministerul Muncii pentru prima plată a pensiilor din septembrie. Începe plata pensiilor recalculate pe 2 septembrie și, de asemenea, mai există și o a doua recalculare. Asta pentru că sunt români care au muncit înainte de 2021 și ei au timp până luna septembrie să meargă să depună acte doveditoare care să arate că au avut sporuri, au avut poate al 13
12 la salariu sau prime care pot fi incluse în calculul pensiei pe care trebuie să o primească. Dacă nu au aceste acte, sunt nevoiți să meargă la firmele de arhivare. Aici există într-adevăr o problemă, faptul că tarifele percepute de firmele de arhivare sunt mari și există chiar și o anchetă demarată de Consiliul Concurenței cu privire la stabilirea acestor tarife, însă până în momentul de față guvernul nu are o soluție pentru acești români. Cătălina, îți mulțumesc pentru aceste date. Flăcările incendiilor de vegetație din Grecia, înalte cât un bloc de 12 etaje, au ajuns la 10 km de Atena, în timp ce aproape 700 de pompieri încearcă să stingă focul. Vedem imagini exclusive filmate de o româncă pe o plajă elenă rămasă goală din cauza pericolului. Suntem iarăși la Neamantri Marathona. După cum vedeți, toate plajele s-au golit. Toți turiștii au plecat și oamenii acasă. Elicopterele nu au încetat să ia apă, să stingă focurile. Uitați! Este foarte urât, este foarte urât. Nu știu dacă se observă. Este elicopterul României care a venit în ajutor. Informație de ultimă oră, un muncitor în vârstă de 37 de ani a căzut de pe schelă aflată la etajul 4 al unui bloc din Brașov. Vedem aceste imagini. Bărbatul a fost preluat în stare gravă de un echipaj zmurt și mergem la corespondentul nostru, Ovidiu Stan, cel care transmite de la locul tragediei. Te ascultăm, Ovidiu. Bun găsit! Bărbatul în vârstă de 37 de ani, angajat la o firmă care reabilita fațada unor blocuri, așa cum se vede fațada din spatele meu, a căzut pur și simplu la un moment dat, însă norocul acestuia a fost că s-a oprit chiar deasupra casei scărilor, practic aproape la etajul 1. Bărbatul a căzut, spun vecinii pe de o parte că i s-ar fi făcut rău, de cealaltă parte alți vecini susțin că din cauza căldurii acesta s-a hidratat cu prea multă bere. Cert este faptul că odată căzut au sunat vecinii imediat la 112, ca prin miracol bărbatul a scăpat cu viață, dar cu multiple traumatisme craniene și toracice. Au intervenit pompieri de la ISU cu o autoscară, dar și cu smurdul, cu medic, i-au acordat măsurile de prim ajutor bărbatului și acesta a fost transportat de urgență la spital, însă medicii sunt deocamdată rezervați în privința stării de sănătate a acestuia. Ovidiu, îți mulțumesc! Au apărut imagini cu momentul arestării românului care a înjunghiat de 8 ori o fetiță de 11 ani la Londra. Procurorii citați de jurnaliștii britanici spun că individul de 32 de ani a atacat la întâmplare pe stradă. Copila a supraviețuit atacului pentru că mai mulți martori i-au sărit în ajutor. Vedem momentul încătușării atacatorului român acuzat de tentativă de omor. Sorry, can you move back? Can you move back, please? Can you move back? Sir, when I say move back, please move back. It's not a spectator sport, right? Yeah, people like them need to be put out there, mate. Rușii au decretat stare de urgență și în regiunea Belgorod de teama atacurilor armatei ucrainene. Disperat de situație, Vladimir Putin își retrage o parte dintre trupele din Ucraina pentru a contracara avansul trupelor ucrainene în regiunea rusă Kursk, scriu jurnaliștii Wall Street Journal, care citează oficiali americani. Svetu netu, связи netu, vody netu, netu niciova. Как все улетели на другую планету, а ты остался один. И птицы перестали петь. А через двор пролетают и вертолеты, и самолеты, и снаряды летят. А что оставалось делать? Бросили все. Garda Națională a Rusiei a luat măsuri suplimentare pentru a proteja centrala nucleară situată în regiunea Kursk din sud-vestul Rusiei. De altfel, ucrainenii au lansat noaptea trecută un atac masiv asupra mai multor regiuni din Rusia, inclusiv Kursk.
обстановка в нашей Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной, напряженной. Ежедневные обстрелы со стороны вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим, объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Украina controlează deja 74 de localități din regiunea rusă Kursk, anunță președintele Volodymyr Zelensky. Liderul de la Kiev spune că avansul de 1000 de kilometri pătrați al trupelor sale a fost unul fulgerător pentru că armata rusă a fost slab organizată. Vedem această declarație. Teritoriul activnych dii, Головком доповідав, що наші сили контролюють 74 населених пункти в Курській області. Вже сотні російських військових здались в полон, і всі вони отримують гуманне ставлення. Такого ставлення вони навіть у їхній же російській армії не мали. Este o adevărată dilemă pentru Putin, spune președintele Joe Biden în prima reacție la incursiunea lansată de Ucraina pe teritoriul rus. Vedem această declarație. What do you have to say about what's happening in Russia and Ukraine? Have you spoken with anyone in the Ukrainian government? I've spoken with my staff on a regular basis, probably every 4 or 5 hours for the last 6 or 8 days. And it's creating a real dilemma for Putin. And we've been in direct contact, constant contact with the Ukrainians. That's all I'm going to say about it while it's active. Președintele Klaus Iohannis se va întâlni pe litoral cu liderul PNL Nicolae Ciucă după festivitățile dedicate Zilei Marinei, spun surse politice pentru Antena 3 CNN. Premierul Marcel Ciolacu, în schimb, va lipsi de la festivitățile de mâine pentru a merge la Mănăstirea Văratec, unde ar urma să anunțe candidatura la Cotroceni. Mergem la corespondentul nostru, Xenia Croitoru, cea care vine cu informații de culise. Te ascultăm, Xenia. Bun găsit tuturor! Spun surse politice că președintele Partidului Național Liberal va avea o discuție cu președintele României, Klaus Iohannis, mâine după sărbătoarea de la Ziua Marinei și cel mai probabil, spun surse politice, vor discuta despre situația din acest moment din cadrul coaliției de guvernare, dar și despre candidaturile separate ale celor doi lideri la alegerile prezidențiale, pentru că ar trebui ca președintele Partidului Social-Democrat să își anunțe candidatura la prezidențială cel mai probabil săptămâna viitoare, susțin surse din cadrul Partidului Social-Democrat, și decizia aceasta să vină după ce mâine Marcel Ciolacu merge la mănăstirile din Moldova, la Mănăstirea Văratec va fi prezent premierul mâine, iar după această vizită la mănăstire să vedem și anunțul pentru candidatura la prezidențiale. Vom vedea însă și care vor fi discuțiile dintre președintele Klaus Iohannis și liderul Partidului Național Liberal, mai ales în contextul în care se așteaptă cumva cei din PNL ca actualul șef al PNL să ajungă în turul al doilea, mai ales dacă va candida și Marcel Ciolacu și cumva să existe un tur 2 între cei doi candidați. Vom vedea însă ce se va întâmpla. Sunt momente tensionate în coaliție, pentru că să nu uităm, Cătălina, aceste ședințe ale coaliției de guvernare nu au mai avut loc în ultima perioadă, deși cei doi lideri ar fi comunicat la telefon, însă în ședințele de coaliție nu se mai văd și e greu de crezut că vor mai avea aceste ședințe de coaliție loc până la finalul acestei luni. Xenia, îți mulțumesc pentru aceste informații. La această oră sunt filtre ale poliției pe litoral pentru a-l prinde pe autorul atacului armat. Vorbim despre un bărbat care a intrat în curtea unei case și l-a împușcat pe proprietar, apoi a fugit. Individul înarmat umblă liber de aproape 24 de ore de la acest atac și mergem la corespondentul nostru, Cătălina Buzoianu, cea care are toate informațiile despre această anchetă. Te ascultăm, Cătălina. Bun găsit tuturor! Sunt mai bine de 24 de ore de la producerea incidentului, iar polițiștii susțin că prinderea agresorului ar fi doar o chestiune de timp. Cu toate acestea, misiunea nu e una foarte greu, una foarte ușoară, și asta pentru că în momentul atacului bărbatul purta pe cap o căciulă, iar îmbrăcat era cu o geacă de culoare neagră destul de groasă și foarte greu de identificat, vă spuneam. Însă chiar și așa, polițiștii sunt în momentul de față pe urmele lui. Vă reamintesc, incidentul a avut loc ziua în amiaza mare,
care, puțin înainte de prânz, agresorul a sărit gardul unei locuințe din municipiul Constanța cu intenția unui jaf, spun vecinii. Bătrâna care locuia acolo tocmai ce luase pensia și este posibil ca bărbatul să fi cunoscut acest lucru. Ce n-a știut însă este că urma să dea nas în nas cu fiul femeii. În momentul în care s-a întâmplat acest lucru, agresorul a intrat în panică, a scos pistolul cu bile și a tras asupra fiului bătrânei. L-a rănit la barbă, însă asta nu l-a împiedicat pe bărbat să plece în urmărirea agresorului, însă până la urmă acesta a reușit să se facă nevăzut pe străduțele din cartier. În momentul de față, vă spuneam, polițiștii sunt pe urmele lui, iar dacă îl vor prinde și va fi găsit vinovat, acesta riscă ani grei de închisoare pentru săvârșirea mai multor infracțiuni. Secretarul de stat american Antony Blinken și-a anulat vizita oficială în Orientul Mijlociu pe măsură ce atacul Iranului asupra Israelului devine iminent. În legătură directă cu noi este jurnalistul Antena 3 CNN, Alina Angel, cea care vine cu informații de ultimă oră. Te ascultăm, Alina. Bun găsit. Secretarul american de stat și-ar fi amânat călătoria în Orientul Mijlociu din cauza preocupărilor legate de securitatea în regiune, dar și a atacului Iranului asupra Israelului, despre care am tot vorbit zilele acestea. Această știre a fost transmisă pentru prima oară de jurnaliștii Axios, care au citat două surse sub protecția anonimatului. Trebuie spus faptul că întârzierea acestei călătorii are loc înainte de discuțiile planificate mâine la Doha pentru obținerea unui acord de încetare a focului și că deja jurnaliștii CNN au transmis faptul că Hamas nu va participa la discuțiile de mâine, dar liderii organizației teroriste au spus că sunt dispuși să se întâlnească cu mediatorii după încheierea acestor discuții, doar dacă vor exista evoluții sau un răspuns serios din partea Israelului. Așadar, cum vă spuneam, această întâlnire este programată mâine la Doha. La ea va participa probabil directorul CIA Bill Burns, șeful Mossad David Barnea a anunțat deja că va fi prezent. Mai sunt așteptați premierul qatarez și șeful serviciilor de informații egiptene și din partea Hamas, iată, nu va participa nimeni, însă există disponibilitate pentru continuarea discuțiilor, spun ei, doar dacă va exista un răspuns serios din partea izraelienilor la ultima propunere înaintată de Hamas pe data de 2 iulie. Vă reamintesc că și faptul că luni lideri din Marea Britanie, Franța și Germania au îndemnat Iranul și aliații să se abțină de la atacuri de represalii împotriva Israelului și că liderii europeni sprijină eforturile mediatorilor americani, qatarezi și egipteni de a ajunge la un acord și că s-a vorbit foarte mult despre semnificația faptului că, iată, Iranul întârzie acest atac asupra Iranului, asupra Israelului, care este așteptat după asasinarea liderului Hamas, Ismail Haniyeh, pe data de 31 iulie la Teheran. Cătălina? Mulțumesc, Alina, pentru aceste informații. Donald Trump își apără relația cu dictatorii Vladimir Putin, Kim Jong-un, respectiv Xi Jinping. Candidatul republican la Casa Albă s-a felicitat în cadrul interviului acordat lui Elon Musk că ține legătura cu cei trei lideri controversați. Vedem această declarație. I know every one of them. It puts the whole world in danger. Elon, I know every one of them, and I know them well. I know Putin, I know President Xi, I know Kim Jong-un of North Korea. I know every one of them. And let me tell you, people say, oh, this is terrible. He said, I'm not saying anything good or bad. They're at the top of their game. They're tough, they're smart, they're vicious. Vlad Pascu, tânărul care s-a urcat drogat la volan și a ucis doi studenți pe litoral, dă vina pe presă pentru că stă, citez, fără niciun fel de sens, în arest preventiv, exagerându-se în ultimul hal. Am încheiat citatul. Este modalitatea prin care Pascu a încercat să înduplece instanța din Mangalia pentru a lăsa în arest la domiciliu, însă fără succes, judecătorul a decis în urmă cu scurt timp ca tânărul să rămână după gratii. Sunt deplin conștient de ceea ce am făcut. M-a făcut să-mi reevaluez ideile, cum ar trebui să mă comport în societate. Arestul la domiciliu m-ar ajuta doar câteva luni, până m-aș întoarce în penitenciar pentru niște ani. Am recomandare de la fiecare doctor din penitenciar, de la stomatolog, de la medicul internist, pentru o evaluare cardiologică. Am atacuri de panică, de la medicul psihiatru am recomandare, dar nu pot merge nicăieri.
vreau să pot consulta un medic și vreau să văd ce pot să fac mai departe, să mă gândesc ce cale să urmez. Arestul preventiv e mai greu decât închiderea în penitenciar ca persoană condamnată. Practic, pentru mine este un chin fără niciun fel de sens. Aș putea face niște lucruri benefice pentru mine, care să mă ajute și în viitor. Ar fi practic doar câteva luni. Vreau și eu să-mi țin familia în brațe. Îi văd pe ai mei doar la geam. La chestia asta cu sustragerea, cu tot valul stârnit în cazul meu că mă droghez de la 16 ani, cred că s-a exagerat în ultimul hal. S-a exagerat mult în presă. Am avut o problemă, dar presa a exagerat mult. Acasă aș putea fi testat de o agenție, habar n-am, pentru consum. Eu promit, deși poate cuvântul meu nu contează în situația de față, promit că voi respecta arestul la domiciliu. Vreau să-mi clarific situația, să fac pedeapsa mai repede, să mă integrez în societate. Vă rog, ajutați-mă un pic în acest sens. Ginerele și nepotul soților Ceaușescu ar putea fi despăgubiți de statul român. Ambii moștenitori au depus cerere în instanța militară pentru rejudecarea procesului în urma căruia Nicolae și Elena Ceaușescu au fost găsiți vinovați pentru genocid și executați. Mergem la jurnalistul Antena 3 CNN, Delia Olaru, cea care vine cu informații. Te ascultăm, Delia. Bine v-am găsit. Ginerele și nepotul soților Ceaușescu, prin intermediul unui avocat, au cerut în instanță rejudecarea dosarului în care erau vizați Elena și Nicolae Ceaușescu și au fost executați, ne reamintim, în decembrie 1989. Astăzi am reușit și noi să discutăm cu fiecare dintre aceștia și ne spuneau că au nevoie de o decizie crucială și asta pentru că rechizitoriu în acest dosar a fost întocmit pe genunchi. Cer ca dosarul să se întoarcă pe masa procurorilor, organelor de anchetă și să fie adunate noi probe relevante. Ar avea dosarul în jur de 200 de pagini, ne spuneau aceștia. Au formulat mai multe sesizări în instanță, a cerut ginerele lui Nicolae Ceaușescu ca averea sa să-i fie restituită. Vorbim despre conturi bancare, acțiuni pe care le avea la mai multe companii, dar și tablouri, opere de artă și bijuterii. Toate acestea au fost confiscate imediat după 1989. Sunt mai multe procese pe care acesta le-a intentat, însă nu a avut până acum câștig de cauză. A fost făcut un demers la Curtea Militară de Apel, ba chiar astăzi ne spuneau că vor cere ca dosarul să fie strămutat de la o instanță militară la Înalta Curte de Casație și Justiție. Un termen la Curtea de Apel București va fi și a fost, de fapt, stabilit în septembrie. Începe cel mai mare pelerinaj ortodox din România. Peste 100.000 de credincioși sunt așteptați la Mănăstirea Nicula pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Lăcașul de cult adăpostește și icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului și mergem la corespondentul nostru, Mircea Tătar, cel care vine cu informații. Te ascultăm, Mircea. Bun găsit tuturor! Continuă să sosească aici la Nicula creștini din toate colțurile țării. Vin să se roage la icoana care spun ei, dacă te rogi cu credință, poate să-ți îndeplinească orice dorință. Această icoană are o istorie veche. Ea a fost pictată în 1699 de un preot ortodox dintr-un sat de aici, în apropierea Mănăstirii Nicula și a fost adusă aici și se spune că atunci, la acel moment, icoana a lăcrimat 3 săptămâni. Astăzi sunt mai multe evenimente programate aici în cadrul pelerinajului. Va fi o slujbă la ora 18 care va fi oficiată de Mitropolitul Clujului în preasfinția sa Andrei. De asemenea, tot astăzi va fi practic momentul culminant al pelerinajului în jurul orei 22, când va fi scoasă din biserică icoana Maicii Domnului. Va fi o slujbă specială pentru icoană și se va trece la procesiunea icoanei. Preoții și credincioșii vor înconjura biserica cu icoana în brațe și toți cei care vor dori se vor ruga, se vor închina la icoana Maicii Domnului. Și în acest moment sunt cozi la biserica din cadrul Mănăstirii Nicula, unde oamenii așteaptă ore în șir pentru a se reculege și pentru a se ruga la icoana Fecioarei Maria. Mircea, îți mulțumesc pentru această transmisiune. Imediat după publicitate, doamnelor și domnilor, o să vedeți de ce Donald Trump o compară pe soția sa, Melania, cu contracandidata sa la Casa Albă, Kamala Harris.
Și o să vedeți în ce țară din Europa turiștii au murit din cauza valului de caniculă. Ne întoarcem, rămâneți cu noi. Am revenit în direct la Decisiv. Trei oameni au murit în Spania din cauza caniculei, doi dintre ei în capitala Madrid, iar celălalt în timp ce se afla în vacanță în Mallorca. Și mergem la corespondentul Antena 3 CNN în Spania, Radu Trăscău, cel care vine cu informații. Te ascultăm, Radu. Bun găsit! Trei persoane și-au pierdut viața în Spania la începutul acestei săptămâni pe fondul temperaturilor extreme care continuă să afecteze mare parte din peninsula iberică. Serviciile de urgență spaniole au confirmat aceste decese în contextul celui de-al patrulea val de caniculă din această vară. La Madrid, un bărbat de 76 de ani a fost găsit decedat în propria locuință cu o temperatură corporală ce depășea 40 de grade Celsius. În aceea zi, un alt bărbat în vârstă de 44 de ani a murit în capitala spaniolă, fiind descoperit semiconștient cu o temperatură de peste 41 de grade Celsius. Se pare că bărbatul suferea și de afecțiuni medicale preexistente care i-ar fi putut agrava starea de sănătate. Totodată, pe insula Mallorca, un turist german de 70 de ani a leșinat duminică în timpul unei drumeții într-o zonă izolată. În ciuda intervenției rapide a echipajelor de urgență, bărbatul nu a putut fi salvat. Spania se confruntă cu temperaturi ce depășesc 40 de grade Celsius în mai multe regiuni ale țării. Doar în prima săptămână din august, Spania a înregistrat 608 decese atribuite temperaturilor ridicate, aproape dublu față de săptămâna precedentă. Situația este una alarmantă, iar autoritățile iau deja măsuri conform cu planul de acțiune contra schimbărilor climatice. Serviciile de urgență roagă populația să nu subestimeze pericolele majore pe care le aduce canicula, mai ales pentru persoanele vulnerabile, copii și cei cu vârsta de peste 65 de ani. Cea mai frumoasă actriță, așa o descrie Donald Trump, pe vicepreședinta Kamala Harris, contracandidata sa în cursa pentru Casa Albă. De altfel, în cadrul interviului acordat lui Elon Musk, republicanul a comparat-o pe Kamala Harris cu soția sa, Melania Trump. Vedem această declarație. But we need really, we need smart people and we need people that have an ability to lead. And she doesn't have that ability. Can you imagine, now you know Chairman... Yeah. She very well. Can you imagine her and him negotiating or even standing together? It is the whole concept is ridiculous. She is terrible. She's terrible. But she's getting a free ride. I saw a picture of her on Time Magazine today. She looks like the most beautiful actress ever to live. It was a drawing. And actually, she looked very much like our great first lady, Melania. She didn't look like Camilla, that's right. But of course, she's a beautiful woman, so we'll leave it at that, right? Codul portocaliu de caniculă a fost prelungit din nou de meteorologi. Se anunță maxime de peste 40 de grade Celsius și în legătură directă cu noi este doamna Elena Matescu, director general ANM. Mulțumesc, doamna Matescu, pentru intervenție. Ce date aveți? Bun găsit! Am prelungit avertizarea meteorologică de cod galben și portocaliu și pentru ziua de vineri, având în vedere valorile de temperaturi atât la nivelul maximelor, în special pentru o vreme caniculară și vorbim în aria avertizată de cod portocaliu din partea de vest-sud-vest-sud a țării de valori de 39-40 de grade Celsius, iar în aria de cod galben, de asemenea, pentru zone din vestul, centru, sudul, sud-estul României, de valori între 35-37 de grade Celsius. Context în care și disconfortul termic va fi unul deosebit de ridicat, având în vedere valorile indicelui temperatură umezeală, care pot depăși pragul critic de 80 de unități, temperature simțite de până la 43 de grade Celsius, de altfel la această oră înregistrăm valori de 40 de grade în sudul extrem, 39 de grade la multe stații din partea de vest și sud a țării, iar temperaturile resimțite se situează între 40 până la 43 de grade Celsius. Așadar, o vreme deosebit de caldă și cu nopți tropicale, pentru că și minimele pe parcursul nopților vor fi deosebit de ridicate, mai ales în partea de vest, sud-vest și sud a țării, cu valori de 21-22 de grade Celsius, posibil chiar spre 24-25 de grade în partea de sud-vest a țării, cu o dimineață astăzi foarte caldă, la 46 de stații meteorologice am înregistrat cele mai ridicate temperaturi minime pentru o dimineață de 14 august,
de când se fac măsurători meteorologice. La 5 stații am avut recorduri lunare, iar ziua de 13 august a adus de asemenea la 46 de stații meteorologice cele mai ridicate temperaturi maxime pentru o zi de 13 august. Și cu siguranță până la finalul lunii august și de fapt al verii 2024 vom mai putea înregistra recorduri la nivelul maximelor și minimelor, pentru că datele arată o probabilitate ridicată de a avea în continuare o vreme deosebit de caldă și caniculară. Mulțumesc, doamna Matescu, pentru aceste intervenții și explicații. Mergem mai departe. Fermierii fac apel la ministrul Agriculturii să declare stare de calamitate în județul Olt, acolo unde peste 160.000 de hectare de porumb, grâu și rapiță sunt compromise din cauza căldurii extreme și a lipsei ploilor. Despăgubirile acordate fermierilor vor fi între 200 și 250 de euro pe hectar, distrus de secetă, promite ministrul Florin Barbu. Vedem imaginile. În acea zonă unde ar trebui să lucreze plugul pentru pregătirea patului germinativ în noua cultură, se observă că se dislocă numai bolovani extrem de uscați, lucru care practic este imposibil, ne face nouă munca imposibilă de a pregăti patul germinativ pentru următoarea cultură. Undeva 60-70% pagube față de ce trebuia să realizăm. Porumbul avem 100% calamitat, floarea soarelui 70%, în jur de 70%, că nu e tot o linie. Cred că va fi o creștere a prețurilor. De exemplu, porumbul, care pe piața globală e undeva la 0,78 de bani, pe piața liberă, în târgurile noastre săptămânale, a urcat la 2 lei, pentru că nu mai există. Marfa care nu există, urcă. Și cei care vând porumb îl au de anul trecut, nu de anul acesta. De 33 de ani fac agricultură și este anul în care producția de porumb e zero. N-am avut niciodată producție sub 3800. Întreg spectrul de culturi a fost afectat puternic. Culturile de primăvară în totalitate sau în proporție covârșitor de mare. Culturile de toamnă au suferit și ele pierderi, pentru că noi acum vorbim doar de porumb și floarea soarelui. Însă și la grâu, rapiță, producțiile au fost foarte mici. Nu ca la porumb zero, dar sperăm că toți factorii de decizie o să înțeleagă situația noastră și o să contribuie într-un fel la sprijinirea noastră. Milionarii din Portofino își spionează vecinii pentru a-i da pe mâna poliției pe cei care dețin aer condiționat. Aparatele pot fi instalate doar cu permisiune pentru a nu strica frumusețea clădirilor din Portofino. Și mergem la corespondentul Antena 3 CNN în Italia, Nati Badea, cea care vine cu toate informațiile, o urmărim. Am găsit tuturor, scandal mare între locuitorii de la Portofino, procese, certuri, acuzații grave și chiar spionaj printre acestea, după ce primăria a interzis acolo montarea aparatelor de aer condiționat externe pentru a nu strica aspectul, fațadele orașului, oraș care este una dintre cele mai exclusivite destinații din lume. Ei bine, noua reglementare a stârnit în rândul locuitorilor un adevărat acțiune de spionaj. Unii oameni au mers la vecini acasă în vizită doar pentru a face poze pe ascuns cu aerul condiționat și pentru a-i reclama apoi, ba chiar un bărbat și-a vopsit aparatul de aer condiționat pentru a-l ascunde. Pare să fie însă doar începutul asta, pentru că primarul spune că și antenele parabolice sunt cam multe și că va lua măsuri și în acest sens. La iarnă, românii vor plăti cu aproape 7% mai mult pentru facturile la gaze și curent. Scumpirea este cauzată de conflictele armate din Ucraina și Orientul Mijlociu, care aproape au dublat prețurile pentru gaze și petrol. Corespondentul nostru, Ioana Ciobanu, vine cu toate explicațiile, o urmărim. Bun găsit, având în vedere că sunt două mărfuri foarte sensibile, atât prețurile pentru gazele naturale, cât și pentru petrol, sunt în creștere pe burse la acest moment, pe fondul tensiunilor la nivel geopolitic. Vorbim în primul rând despre gazele naturale și implicit despre facturile românilor. Vedem oscilații importante în ceea ce privește gazele și pe bursa din Olanda, dar și pe bursa din Viena. Sunt unii analiști care avertizează că în ceea ce privește prețurile de la iarnă de pe bursa din Olanda, s-ar putea reajunge la nivelul de anul trecut, din iarna anului trecut, și anume 50-55 de euro pe megawatt oră. Având în vedere că prețurile în România sunt influențate de cele de pe bursa din Olanda, un preț de tranzacționare la iarnă în România ar putea să fie de 250-275 de lei pe megawatt oră. Iată, la acestea se adaugă tarifele de transport, tarifele de distribuție, iar creșterea reală de preț ar putea să fie cuprinsă între 7,5 și 26,7%. Însă, prețurile sunt plafonate. Deci, până
în 1 aprilie 2025, creșterea suportată de consumatori, de români, la iarnă este de 0,5%. Până atunci, statul trebuie să găsească bani pentru a compensa această diferență. Din 1 ianuarie 2025, chiar clientul ar putea să suporte toată această creștere. Așa cum vă spuneam, nu doar gazele sunt în creștere pe burse, de asemenea avem oscilații importante și în ceea ce privește petrolul, iată aproximativ 3% pe burse. Este dificil de preconizat deocamdată care vor fi creșterile de la pompă, spun analiștii, însă este cert că toate aceste oscilații se văd rapid și în ceea ce privește prețurile carburanților. Imediat la Decisiv, doamnelor și domnilor, o să vedeți ce s-a întâmplat în sala de judecată, acolo unde judecătorul a decis să le aresteze pentru 30 de zile pe doctorițele de la Pantelimon, acuzate că omorau pacienți la terapie intensivă. Ce spune judecătorul că ar fi explicația pentru care tratamentul vital noradrenalină ar fi fost redus? O să vedeți un pasaj foarte important din motivarea judecătorului. De asemenea, o să-l vedeți pe Crin Antonescu, fostul lider al PNL, care practic demontează toată campania lui Nicolae Ciucă, acea carte, un ostaș în slujba țării. O să vedeți că vorbește despre impostură și despre faptul că i s-a făcut un rău lui Nicolae Ciucă prin promovarea acestei cărți. Și o să vedeți de ce alege Marcel Ciolacu să facă anunțul de candidatură la prezidențiale de la Mănăstirea Văratei. Ne întoarcem, rămâneți cu noi. Doamnelor, domnilor, este ora 17, urmăriți Decisiv și la această oră, doamnelor și domnilor, o să vedeți pasaje din motivarea judecătorului care a decis ca cele două doctorițe de la Pantelimon să fie arestate pentru 30 de zile. E bine, o să vedeți ce se spune acolo, care ar fi motivul pentru care acel tratament vital ar fi fost redus. Și o să vedeți că se vorbește despre curmarea suferinței pacienților. De asemenea, se vorbește în acea motivare, repet, a judecătorilor despre ce se întâmpla în momentul în care se lua o astfel de decizie. De ce cineva, de ce un medic ar decide să facă acest lucru? Și o să vedeți ce spune judecătorul în motivarea de arestare preventivă. De asemenea, o să-l vedeți pe Crin Antonescu, cel care face praf campania PNL-ului cu celebra carte neapărută a lui Nicolae Ciucă. Spune că este vorba despre o impostură, că Nicolae Ciucă nu poate fi promovat ca imagine, ca fiind scriitori, și că este o greșeală ceea ce s-a întâmplat cu această carte, despre care Crin Antonescu spune așa: sper să nu fie secretizată. Foarte interesantă această propoziție. De asemenea, o să vedeți cine sunt cei aproape 800.000 de români care nu vor primi nicio majorare la pensie începând cu data de 1 septembrie. O să vedeți toate cifrele, pentru că și în această zonă este un război politic. PNL-ul și-a dus șeful casei de pensii la partid și-a dus ministrul de finanțe. De acolo s-a făcut anunțul privind majorarea pensiilor și spun cei doi că această majorare este un proiect liberal. De asemenea, o să vedeți ce se întâmplă în Rusia, pentru că acolo este o panică la Kremlin. Deja Vladimir Putin mută armament, mută trupe din Ucraina către zona Kursk, acolo unde Volodymyr Zelensky spune că deja a cucerit 74 de localități, și încă o zonă din Rusia intră în stare de urgență, este vorba despre zona Belgorod. Imediat o să vedeți hărțile. Pentru început, doamnelor și domnilor, vă spuneam, haideți să vedem că avem astăzi prima demisie la Ministerul Sănătății. Este vorba despre șeful Corpului de Control, cel care a fost în anchetă la Pantelimon și a spus că nu a găsit nicio neregulă în acea unitate medicală. Astăzi și-a dat demisia. Avem această informație că premierul României a trimis Corpul de Control la Ministerul Sănătății și în funcție de rezultatul acestei anchete făcute de Corpul său de Control, va decide dacă îl demite sau nu pe Ministrul Sănătății Alexandru Rafila. Vedem explicația dată de Ministrul Sănătății pentru acest lucru, pentru faptul că șeful Corpului de Control și-a dat demisia. De ce a plecat din funcție? De ce a demisionat? Pentru că el a considerat că în urma acestei probleme extrem de grave care s-a întâmplat la Spitalul Pantelimon, el fiind cel care a făcut, a participat acolo, este cazul să demisioneze. Cu ce a greșit? V-a informat greșit? Nu m-a informat greșit. Și atunci de ce și-a dat demisia? Pentru că a considerat că este oportun să-și dea demisia într-o astfel de situație.
Alături de mine la această oră, doamnelor și domnilor, este domnul Felix Cosma din partea PSD. Mulțumesc pentru prezență. Este Iulian Surugiu, fost lider de sindicat al polițiștilor și președinte de partid. Mulțumesc. Val Vulcu, jurnalist de CNews. Generalul Cristian Barbu, mulțumesc de asemenea pentru prezență. Bună ziua, și este Toni Neacșu, avocat, fost judecător în legătură directă cu noi. Mulțumesc, domnule Neacșu, pentru această intervenție. Vreau să redau acest pasaj. Spunem noi interpretabil și încercăm să vedem care este situația, ce s-a întâmplat exact în sala de judecată. Este motivarea judecătorului care a decis ca cele două doctorițe să meargă în arest preventiv pentru 30 de zile. Și spune așa, toată lumea s-a întrebat de ce un medic ar reduce un tratament vital. Ce spune judecătorul? Fără a specula cu privire la motivul unor astfel de decizii, judecătorul observă că inculpata Miron Maria aprecia că noradrenalina prelungea suferința pacienților săi, lipsind divinitatea de dreptul său absolut de a decide cu privire la viață și moarte. Cu toate acestea, în cazul pacientului militaru Marian, cel de 54 de ani, inculpatele par a fi cele care au hotărât momentul decesului său, relevant fiind și că în cazul în care inculpata Miron Maria ar fi reușit la data de 26 martie 2024 să suprime viața victimei, aceasta nu s-ar mai fi trezit la data de 30 martie pentru o ultimă întâlnire cu soția sa. Ne-am întrebat, domnule avocat Neacșu, dacă în sala de judecată s-a făcut referire la acest lucru, adică dacă una dintre doctorițe, supranumită, știți foarte bine, doamna Cucoasa, a dat această explicație sau se face referire la o interceptare care apare în referatul procurorilor și în acea interceptare nu este doctorița cea care spune asta, că divinitatea trebuie să decidă nu noradrenalina, ci partenerul său de viață. Noastră, ce înțelegeți din acest pasaj? Da, bună ziua. Având în vedere modalitatea în care se judecă aceste măsuri preventive, mă rog, propuneri de arestare preventivă și știind că nu s-au dat declarații în ședința de judecată, deci în continuare cele două doamne medic s-au prevalat de dreptul la tăcere, este evident că judecătorul nu a făcut altceva decât să evalueze ceea ce avea ca material probator din dosarul de urmărire penală, care s-a trimis odată cu această propunere de arestare preventivă. De altfel, pentru oricine a citit atât referatul cât și această încheiere, mă rog, ele circulă în spațiu public, deși în mod normal n-ar trebui, dar pentru oricine a avut curiozitatea să le citească, o să vadă că sunt extrem de asemănătoare, pentru că judecătorul nu a făcut altceva decât să aprecieze că la acest moment există suficiente probe care să ateste, mă rog, o suspiciune rezonabilă, cum spunem noi, că faptele e posibil să fie săvârșite. Sunt niște preluări pur și simplu din acel referat al parchetului. Sigur că fiind preluate de judecător, reprezintă în acest moment punctul de vedere al judecătorului. Dar cred că e foarte important să spunem pentru toată lumea că toate aceste aprecieri pe care le-a făcut acest judecător drepturi și libertăți sunt strict în legătură cu măsura arestării preventive, iar nu în legătură, mă rog, cu ceea ce s-a întâmplat, nu în legătură cu probele ca atare. Adică n-a făcut o evaluare a probelor, n-a stabilit că deja există o vinovăție. Dosarul deci acesta va continua. Nu e pe fond. Dosarul acesta va continua. Exact, nu e pe fond. Exact, exact. El va continua. Până în momentul de față, după cunoștințele mele, inculpatele în acest dosar încă nu și-au făcut nicio apărare. Și din câte știu eu nu și-au făcut nicio apărare pentru simplu considerent că nu cunosc. Există niște pasaje ale avocaților care au fost în sala de judecată și o să le redăm imediat, însă mai vreau să fac încă o referire la un alt pasaj. Deci, de ce ar face un medic un astfel de lucru? E o întrebare pe care noi toți ne-am adresat-o văzând acest caz. Ar fi acest pasaj în care spuneți dumneavoastră că judecătorul interpretează ceea ce scrie în referatul procurorilor și mai este un pasaj aici. Este de neconceput ca o persoană, cu atât mai mult un medic, să ia decizia de a pune capăt vieții unei persoane, indiferent de starea de sănătate a persoanei. Gravitatea faptelor este cu atât mai mare cu cât scopul pentru care inculpatele au luat decizia de a pune capăt vieții victimei a fost acela de a elibera paturile de pe secția ATI. Judecătorul reține că inculpatele și-au atribuit în mod ilegal și inuman dreptul de a decide cine trebuie să moară în secția ATI, în ce modalitate, precum și momentul morții pacientului militaru Marian. Deci s-a adus în spațiul public și această motivație, că s-ar fi încercat acest lucru pentru a elibera paturile. Din nou,
cu siguranță și aici, domnule avocat, se face referire la referatul procurorilor. Nu Absolut. Există o declarație clară a doctoriților în această privință. Nu, absolut. Bineînțeles, deci absolut toate referirile sunt la dosarul de urmărire penală, nu numai la referat, cât și la probele care au fost înaintate. Da? Întreg dosarul de urmărire penală s-a trimis, iar judecătorul a putut vedea acele probe, probe constând în declarațiile, mă rog, peste 30 de declarații de martori sunt acolo, inclusiv o expertiză medico-legală. Mă rog, sunt suficiente probe, în cele 4 luni au avut timp să facă suficiente probe procurorii. Dar tocmai pentru că nu se face o evaluare a vinovăției pe fond, ci exclusiv în ce privește această măsură preventivă, sunt preluate pur și simplu, e preluat stadiul actual al anchetei. Am înțeles. Sigur că pentru noi e foarte important, asta este, acum vrem, nu vrem, în spațiu public au apărut suficiente elemente să ne putem da cu toții cu părerea într-un fel sau altul. Nu știu dacă este cel mai indicat acest lucru. Cred că e important pentru toată lumea, atât pentru doamnele acuzate, cât și pentru cei care probabil vor mai fi acuzați, dar și pentru justiție și pentru sistemul medical. Pentru toată lumea este foarte important ca acest dosar să meargă în ritmul normal care trebuie să meargă. Se strângă probe cu respectarea principiului este nevinovăției. Un dosar extrem. A dreptului la apărare și așa mai departe. Și cu siguranță. Noi am spus întotdeauna prezumția de nevinovăție este în vigoare și o respectăm cu toții. Dosarul este foarte sensibil pentru că noi avem apropiați și noi am ajuns în unitățile medicale din România și există această întrebare legitimă. Oare s-a întâmplat așa sau nu? Mai este Valvâl cu aici un pasaj interesant. Dacă inculpatele ar fi acționat din culpă, deci eroare medicală, da? Sau ca urmare a incompetenței profesionale, orice modificare a ratei de administrare a noradrenalinei din injectomate s-ar fi regăsit în fișa de observație a pacientului, semnată, parafată și deci asumată de medici. Da, nu știu ce să spun, de unde sunt aceste extrase, dacă ele sunt sau nu scoase din context, sau puse... Nu, este motivarea, vedea, nu e nimic scos din context, domna, este nu ce asta scrie important. În motivarea judecătorului. Na, eu nu văd rostul acestor discuții. Cele două sunt deja condamnate, deci vorbim nu degeaba. Nu sunt condamnate. Sunt arestate preventiv 30 de zile. S-a pus în mișcare această rotativă. Nu, dar haideți să ne referim puțin la specularea politică a acestui caz. Și hai să lăsăm politicul vreau totuși. Vreau să-l întreb pe domnul avocat dacă Ministerul Justiției, Inspecția Judiciară, CSM-ul, nu sunt puse la zi sau nu se chestionează, domnule, n-au găsit, n-au avut instrumentele pe care le-au procurorii, interceptări, interogarea martorilor și așa mai departe. Nu ai. De ce acum, se spune, ministerul, experții profesionali, colegiul medic, n-au găsit nimic? Păi n-au văzut nimic dacă în foile... Ce pot verifica aceste două instituții? Deci atunci de ce mai faci anchetă, Valbu? Stai acasă, deci, ancheta lasă ancheta administrativă penală pe care a făcut-o Ministerul cursuri. Sănătății este, privește regulamente interne, bani, repet, dacă aveau destule resurse. Când o anchetă penală începe, celelate administrative se opresc. Exact. Domnule Furgiu, dacă și greșesc, de ce opriți-mă. Se revine obsesiv păi și atunci la atacul politic? De ce a anunțat domnul șef al Corpului de Control al Ministrului Sănătății că totul e în regulă? De ce a anunțat Colegiul Medicilor? De ce acei oameni nu s-au oprit în momentul în care procurorul a spus eu am deschis această anchetă penală? La Colegiul Medicilor vă explic, n-au nici nu voie, n-au nici cum să interogheze asistentele. Și de ce au mai făcut anchetă? De ce au ieșit să spună public că s-a încheiat ancheta și că nu e nimic acolo? Domnule Surugiu, vă rog. Și nici n-a fost colegiul, a fost Comisia de Disciplină, dar sunt amănunte, au alte alegeri. Nu, a zis Colegiul Medicilor, a apărut doamna la televizor și a spus că nu e nicio neregulă, a apărut. Am încheiat discuția aici, practic. Ziceți, domnule Sorge. Are dreptate și domnul avocat că nu trebuie să aruncăm cu noroi în tot corpul medical și n-aș face niciodată așa ceva. Dar ceea ce s-a întâmplat acolo nu e permisibil și eu sunt convins că procurorul atunci când a schimbat încadrarea a avut indicii temeinice, deci fără doar și poate. Domnul ministru Rafila, cred că îl cheamă de la Sănătate, da, trebuia să trimită nu corpul de control administrativ, că nu număra scaunele acolo. Da? Că știa din anchetă ce se întâmplă. Procurorii. Ceea ce nu, trebuia să trimită corp medical, oameni care se pricep.
Da, la știți aparatură și așa mai departe. Are în atribuție așa ceva? Păi cum să nu aibă, da, atunci de nou. Bun, mă rog, bine că au ajuns. Eu cred că nu trebuia să trimită pe nimeni. Eu cred atunci că trebuia să-i lase să trimită pe nimeni, da? Da, vă dați seama că sunt reclamații... Da, alea sunt altceva. Certe un lucru, eu știu că mai există un dosar la DNA de acum 2 ani de zile, tot cu Spitalul Pantelimon, tot cu astfel de probleme. Da? Că nu erau cele două doctorițe. E dosarul la secția 2. Și vedem, și mie mi-este teamă și mi-asum ceea ce spun, repet, mi-este teamă și am date și indicii de la doctor că lucruri de genul ăsta s-au întâmplat și în alte spitale. Vreau să vedem ce spune și avocatul sau avocații doctorițelor ce au spus în sala de judecată. Au spus așa, citez: această situație face obiectul articolelor de presă de mai mult timp, din luna aprilie, de când au fost sesizate organele de urmărire penală. Este chiar un serial la TV în legătură cu situația de la acest spital. Iar după ce s-a comunicat de către parchet că s-au efectuat percheziții și s-a luat o măsură față de cele două inculpate, premierul țării a cerut pușcărie și în mod evident există o presiune socială în toate direcțiile în legătură cu situația celor două inculpat. De asemenea, au spus că există o problemă legată de faptul că, nu o să citesc toate pasajele, o să vă spun pe scurt, că asistenta a modificat tratamentul pentru pacient fără știința medicului și că este inadmisibil ca o asistentă să introducă noradrenalină în perfuzor fără știința medicului. Am mai spus de asemenea că injectomatul nu este unul înseriat, deci nu se poate spune cert că un anumit injectomat a fost folosit la un anumit pacient. Vă reamintesc că pentru pacientul de 54 de ani s-a găsit acel injectomat pe baza unei fotografii. De asemenea, au spus că probele sunt neconcludente și nu se poate stabili clar că acea poză făcută în salonul victimei este reală. Citez: nu cred că doamna Păiuș sau oricare alt medic ar fi în stare să facă acest lucru. Domnule general. Suntem în faza în care ceața nu este mai puțin densă, e din ce în ce mai densă, pentru faptul că au apărut și alte elemente care creează acum ceață. Iar noi, ca și pacienți, nu mai știm ce să credem. A fost intenționat, n-a fost intenționat. A fost profesionalism, n-a fost profesionalism. S-au vorbit între ei, s-au certat între ei. A făcut ce trebuie Ministerul Sănătății? Sau n-a făcut ce trebuie Ministerul Sănătății? Că s-ar putea... A făcut ce poate sau a făcut... Nu știu, ceva de genul ăsta. Pentru că s-ar putea să fim în faza în care poate un magistrat a luat o decizie pe baza unui referat a unui procuror într-o formă exagerată. Sau nu. Deci nu știm nimic. În acest moment încercăm prin dumneavoastră să ne clarificăm împreună cu invitații, cu cei cu care discutați, dacă avem vreo speranță în următorul timp măcar să clarificăm acest lucru și să nu ne pierdem încrederea în actul medical din România. Că până la urmă despre asta e vorba. Da, știți că în 1950 a fost un complot al medicilor să ia viața lui Stalin, a liderilor sovietici. Nu, nu suntem acolo. Păi dacă nu mai avem încredere în medici, acum... Nu trebuie să avem încredere. La Botoșan, la această zonă, cred că la ora la care noi vorbim... În fața spitalului. Dar trebuie să dăm la o parte. Se sună la 112 și se cere ajutorul ambulanței, sigur, cu siguranță, sigur. Deci nu cred că vorbim despre acest lucru. Mulțumesc, domnule Toni Neacșu, pentru intervenție. Vreau să mergem și în zona politică, pentru că vă spuneam, ați văzut prima demisie a șefului Corpului de Control al Ministrului Sănătății, însă în momentul de față avem această informație că Marcel Ciolacu decide în această săptămână dacă îl demite sau nu pe Ministrul Sănătății Alexandru Rafila. De asemenea, a trimis Corpul de Control al său la Ministerul Sănătății să vadă ce a făcut Corpul de Control al Ministrului Sănătății. Cum a spus că nu a găsit acolo nicio neregulă. Va pleca domnul Rafila? Nu avem această discuție în partid, sau cel puțin nu am cunoștință de această discuție. În mod clar este de neimaginat ca oricare dintre noi sau orice român să se gândească cu groază că trebuie să meargă la un spital și poate pățește ceva mai rău. Așa ceva nu trebuie să se întâmple. Și punctul nostru de vedere a fost de toleranță zero față de astfel de fapte, exact ce discutam și înainte cu invitații dumneavoastră. Și eu cred, tocmai pentru a completa discuția de dinainte, că nu e nevoie să o ducem într-o zonă politică, cum încearcă, de exemplu, cei de la USR să o facă. Eu este cred și domnul Tănase Stamule de la PNL cu noi. Este o chestie punctuală care trebuie anchetată. Și cei de la PNL, domnule Cosma, au cerut demisia Ministrului Sănătății. Vă rog, domnule Stamule, sunteți de aceeași opinie că ar trebui să plece domnul Rafila? Din punctul meu de vedere, problema e mult mai complicată. Avem o practică anormală în jurul Bucureștiului ca toți doctorii să trimită cazurile la București, ceea ce pune o presiune uriașă pe spitalele de urgență din București, transformă doctorii de acolo
sunt niște neoameni, știu personal cazuri de burnout. Aici probabil că Ministerul Sănătății ar trebui să ia niște măsuri, dar așa cum a spus Ministrul de Finanțe Boloș, pe grila asta unică trebuie să avem și niște indicatori. Adică tu, doctor, nu poți să iei 4-5 mii de euro salariu și să-ți trimiți toți pacienții la București. Deci, din punctul meu de vedere, problema e mai complicată, ține de o anomalie în sistem, cum că spitalele de urgență sunt obligate să primească pacienți de peste tot și doctorii n-au nicio problemă dacă își trimit toți pacienții la București. Adică ești doctor în Slobozia, ai trimis 90% din pacienți la spitalul de urgență Pantelimon și te speli pe mâini și primești aceeași bani ca cei de la Pantelimon. Deci avem o problemă de sistem care poate genera o situație ca cea de la Pantelimon oricând. În spitalele de urgență, efectiv, este burnout generalizat din cauza că trimite tot sudul României la București tot. Deci spuneți că acolo medicii suferă de burnout? Păi cu siguranță, deci acolo este ca o fabrică, pentru că toată lumea din regiune trimite la București. Da, de iată, noi faceți analize câte operații s-au făcut la spitalele județene din jurul Bucureștiului și câte se fac într-un spital. Bun, și de ce corpul de control al ministrului n-a sugerat chestia asta? Dom'le, uite, am descoperit că la Pantelimon erau sufocați. Sunt epuizați medicii. Exact, și n-au putut să-și facă actul medical corect. Asta nu e problemă de la Pantelimon, asta e problemă în tot sudul României. În tot sudul României. Suntem acum într-un proces de, să zicem așa, echilibrare a personalului didactic datorat creșterii veniturilor. Am crescut de la 60 la 77 de mii de doctori în România în ultimii 6 ani și probabil că lumea... Dar problema pe fond de acolo este. Deci, pentru cine știe puțin sistemul... Da, aici că au crescut numărul de medici, dar știți pe ce este bătaie? Și vedem la rezidenția, pe dermatologie, pe nutriție. Păi da. Nu, deci, nu, la ATI au fost 0,5 pe loc. Nu ca la instituțiunea la rezidenția, ca să fie medic specialist. O să continuăm discuția cu siguranță și zilele următoare. Vreau să vă dau o informație extrem de importantă, doamnelor și domnilor. La Institutul Magistraturii. Crin Antonescu apare în spațiul public, doamnelor și domnilor, și demontează toată această campanie cu celebra carte neapărută a lui Nicolae Ciucă. Citesc din domnul Crin Antonescu. Ridicolul vine de la această campanie cu cartea, care pentru Dumnezeu înseamnă o investiție. Domnul Ciucă, un om cum se cade, nu se potrivește, chiar dacă va scrie un bestseller sau încă 10, nu se potrivește cu imaginea de scriitor și eseist. Tot ce sper este, dacă această carte apare, să nu fie secretizat. De asemenea, mai spune așa, am avut în vedere asta când i-am numit semidocți, le scapă această dimensiune. Semidocții numește pe cei din conducerea Partidului Național Liberal. În țara asta există oameni care au cultura cititului, aventură literară, aventură editorială, consilieri sigur că există, dar nu asta mai e problema. Noi de o carte nu ducem lipsă, domnul Ciucă, nu e acolo ca să scrie cărți. Domnul Rareș Bogdan, care a citit mii de cărți, mai multe decât Ciolacu, sunt oameni cu capacități, ne aducem aminte de Iorga. Domnule Samule, mai sunteți cu noi? Da, sunt. Deci nu e bine cu cartea, spune domnul Crin Antonescu, fostul șef al liberalilor. Domnul Crin Antonescu a fost dintotdeauna un foarte bun orator, un fost, nu mai este activ deloc în viața politică și îi ascultăm cu interes părerile. Cartea nu este un roman științific sau o capodoperă literară. Este o prezentare a președintelui. Nu e o capodoperă. Ce bine ați spus. Păi de când așteptam asta. Gândit, nu a fost niciodată nu a fost gândită ca așa ceva. Dacă ce a fost gândită? Vrei să candidezi la președinție, vrei să te prezinți populație și o carte tehnică. Da, dar 2 milioane să te prezinți. Și experienții de viața domnului Ciucă. Ia uitați ce spune colegul de la PSD, domnule Stamole. O prezentare de 2 milioane de euro. Eu nu știu niciun scriitor care să fi beneficiat în România un asemenea suport. Am închiriat acele panouri pe tot anul și derulăm ca partid diverse campanii politice. Cartea face parte din strategia de promovare candidatului PNL pentru președinția României. Deci povestea asta cu 2 milioane de euro e o poveste care e pus așa. Are atenție, păi imaginați campanie, câte, vă imaginați câte spitale construim orice. Noi cu banii ăștia care îi cheltuim pe deci, panouri așa. Să ne uităm vă dați seama câți bani cheltuiesc politicienii din banii noștri, din taxele ce deci noi avem perfect legal o sumă pe care o putem cheltui pentru promovare politică
și la categoria asta de cheltuieli a intrat și panotajul. De aici a legat o altă variantă. Nu, dar asta este realitatea. Asta e varianta de astăzi, de pe data de 14. Varianta dintotdeauna este partea campaniei. Hai că v-am auzit săptămâna trecută și aveați o altă variantă, domnul Stamule, cu toată dragostea, cum zice maestru Chiriac. Partidul Național Liberal are dreptul conform legii. Stamule, să vă zic eu ce spunea maestru Cristoiu. În 2004, Cristoiu spunea, domnule, m-am dus în Focșani și m-am speriat. Zice, era un Adrian Năstase cât un bloc. Pusese afișul. Deci e o greșeală, nu știu, dincolo. Carte a scris și Hillary Clinton. Mă rog, s-o obișnuiește în Occident, dar la noi e ceva mai nou. A scris, n-a scris. Problema este acest panotaj. Aceste afișe uriașe care au ajuns în folclor, cu glume, deci au făcut o anticampanie domnului Ciucă, îngrozitoare. Dacă în 2004 l-a funcționat, în epoca online-ului, a rețelelor sociale... Eu vreau să-l întreb pe domnul Stamule. Când apare cartea? Stați că nu e numai domnul Ciucă pe panotaj. A început să fie mai mulți. Deci nu e, să fim drepți. 25-26 august, înțelegem noi. Poate e un cadou pentru domnul Ciolacu. Dar dumneavoastră ați citit pasaje din ea? Eu am discutat cu domnul Ciucă despre carte și cunosc câteva pasaje. Este vorba de... Este o carte autobiografică în care domnul Ciucă povestește diferite momente ale vieții lui și o parte conține felul în care vede România următorul. Domnul Stamule, sunteți om de comunicare. Nu vi se pare bancurile care s-au făcut cu aceste panouri? Nu e defavorabilă domnului general Ciucă? Păi vorbim de campanie, face parte de campania PNL-ului. Da, stați puțin, domnule Stamule, ziceți-ne de pasaje, stați puțin. Deci misterul este atât de mare încât interesul este uriaș. Am spus deja, e pe pagina nicolaeciucă.ro. Așa? Pe acela l-a citit? Păi nu, am crezut că a citit și noastră ceva ce noi nu am văzut. Da, eu vă dați seama că nu o să vă povestesc acum. Dar ce v-a impresionat cel mai tare? Creați suspans. Dacă nu e un capodoperă. Vrem să știm finalul. Și o să trageți concluziile singure. Spuneți-ne finalul. Deci este o carte autobiografică. Dacă țineți minte, și în 2014, și în 2019, președintele în funcție a scris câte o carte. Deci nu e o chestie anormală pentru România. Un mare succes. Asta înseamnă prin noi înșine, asta înseamnă că o carte. Dar domnul Stamule, a scris despre ceva în cartea domnului Ciucă, despre viziunea economică a domnului Ciucă, a scris dumneavoastră pasajul acela? Păi știu că există un pasaj despre viziunea economică a domnului Ciucă. Dumneavoastră sunteți la AS. Nu interesează pe nimeni viziunea economică. Spuneți-ne dacă e cu happy end, dacă se termină la Cotroceni. Nu. Să știți că la film nu este cu happy end, să știți. Sigur. Adică Ciucal nostru nu e cu happy end. Asta vor decide românii. Cartea să aibă un happy end. Partidul Național Liberal are încredere în forțele sale. Eu cred că e mai mult un jurnal despre viața domnului general. E o carte tehnică. Păi asta am și zis. Da, Antonescu. Cred că după Harry PNL, Potter este cea mai așteptată carte prin din România. Antonescu mai e membru PNL? Mai e membru PNL, domnule Stamule? Uite, nu mai este membru PNL, din ce știu eu. Rămâneți cu noi, domnule Stamule, pentru că... Nu cred că mai este. Vreau să vorbim și despre pensii. Până apare cartea, avem pensii. Se majorează pensiile de la 1 septembrie. 3,8 milioane de români vor primi pensii majorate. Din această săptămână se distribuie acele decizii de recalculare. De la data de 2 septembrie se primesc pensii majorate. Sunt și 800.000 de persoane care nu vor primi nicio majorare începând cu luna septembrie. Foarte interesante anunțurile. Ministrul Muncii în ședința de guvern face anunțul majorărilor și vine și domnul șef al Casei de Pensii Naționale, domnul Baciu, împreună cu domnul Boloș. Merg la sediul PNL și spun că majorarea pensiilor este liberală. Haideți să vedem declarații. Am finalizat recalcularea. Nu vor mai fi pensionari care au muncit la fel, dar au pensii diferite.
În 2024, cei mai mulți dintre pensionari beneficiază de două majorări. Prima majorare, la 1 ianuarie 2024, au crescut toate pensiile ca urmare a creșterii punctului de pensie cu 13,8% de la 1785 lei la 2032 de lei, a doua majorare la 1 septembrie 2024 pentru eliminarea inechităților prin recalcularea tuturor pensiilor. Cei mai mulți vor câștiga, nimeni nu pierde. Vă mulțumim! Mâine, colegii mei o să transmită către Compania Națională Poșta Română. Astăzi avem ultima zi de transmitere acestor decizii. Avem astăzi un procent de peste 95% deja transmise către Compania Națională Poșta Română. Astăzi finalizăm, la sfârșitul acestei zile, acest proces de transmitere acestor decizii către poștă. Începând de vineri, practic, pensionarii vor primi aceste decizii de recalculare la domiciliu, unde vor afla care este noul cuantum al pensiei rezultat în urma recalculării conform noii legi a pensiilor. În urma acestui proces de recalculare conform noii legi a pensiilor, peste 3,8 milioane de pensionari vor avea pensiile mărite. Este vorba de peste în jur de 83% din pensionarii din sistemul public vor beneficia de măriri ale pensiilor în urma aplicării noii formule de calcul, care face parte integrantă din lege. Creșterea medie în lei este de 622 de lei. Avem creștere ale pensiilor de la 1% până la 100%. Practic avem și dublări ale pensiilor. Această nouă lege a pensiilor este o lege profund liberală, pentru că încurajează contributivitatea, prelungirea vieții active, asigurând sustenabilitatea sistemului public de pensii pe termen mediu și lung. Este cu noi și Adrian Negrescu, iertați-mă, consultant fiscal. Mulțumesc, domnule Negrescu, pentru intervenție. Bine v-am găsit. E foarte interesant efortul bugetar. Dacă te uiți pe cifre, 2,3 miliarde de lei sunt necesare în perioada următoare pe lună pentru a majora aceste pensii. Întrebarea este dacă sunt bani, Adi Negrescu. Nici suma asta nu e așa sigură. Acum două zile, ministrul Boloș vorbea de 2 miliarde de lei, iar astăzi, în conferința de presă, l-am auzit vorbind de 2,5 miliarde de lei. Deci, undeva un efort bugetar de vreo 10 miliarde de lei până la sfârșitul anului, cel puțin asta ne spune domnul Boloș. Banii ar fi alocați în momentul de față, din împrumuturi, bineînțeles, ne-am împrumutat pentru acest lucru. Nu cred că va fi o problemă cu plata pensiilor. Se pune problema ce se întâmplă cu cei aproape un milion de români, ale căror pensii rămân înghețate Din punctul meu de vedere, pentru următorii ani. Ei, acolo e o mare problemă, dincolo de cei care primesc în medie până la 600 de lei. Atenție, media asta e un calcul statistic extrem de înșelător. Media nu înseamnă că toată lumea primește 600 de lei plus la pensie. Niciun caz acest lucru. Nu, este media. Legat de cei aproape un milion. Contrazic că nu e un efort bugetar, e un efort al celor care vor plăti taxe mai mari. Asta cu siguranță, că ne va veni și nota de plată acestor creșteri. Și mai e un lucru extrem de important. Ce se întâmplă cu cei 800.000 de oameni cărora pensiile, vă spun, le îngheață și, sau mai mult, le scade în valoare, pentru că sunt recalculate pe minus, iar de la 1 ianuarie 2025, practic acești oameni vor rămâne cu pensia actuală. Nu le va crește pensia până ce din indexări se va ajunge la nivelul actual, ceea ce, din punctul meu de vedere, este o gravă lovitură pentru aproape un milion de pensionari, un milion de familii, vă dați seama, care în momentul de față, practic, rămân în fața inflației, practic, fără niciun fel de formă de protecție. Ziceți, domnule Cosma, cum faceți? Speciali sau de cine? Sunt anumite categorii care... public. Sub o formă sau alta, legea a dorit ca aceste inechități care existau până acum să le îndrepte și cred eu că se ajunge la un echilibru. Sunt probabil și situații unde, într-adevăr, lucrurile până anul viitor nu se vor îndrepta. Ce faceți acum, cu punctual, acești oameni? Păi, haideți să-l întrebăm pe domnul președinte liberal a Casei de Pensii, că e mai în măsură să vă răspundă. Eu mă bucur că și-a găsit veleitățile de liberal și m-aș fi bucurat să vedem liberalismul acesta și în 2020-2021, când nu s-a crescut nicio pensie, chiar s-au blocat pe vremea guvernării PNL și USR. Noi o să avem grijă, la fel cum am avut și până acum, de pensionarii acestei țări, pentru că merită. Domnule Stamule, ce faceți cu aceste persoane, aproape un milion de pensionari care nu primesc nicio majorare? Domnule Stamule? Da, mă auziți? Da, noi vă auzim. Ce faceți cu persoanele care nu primesc nicio majorare de la 1 septembrie? Persoanele care nu au primit nicio majorare sunt persoane cu pensii mai mari
și acum se reechilibrează sistemul, mai ales pe cei cu pensii mai mici. Pentru asta s-a făcut un efort uriaș la ANAF. Anul acesta avem 45 de miliarde de lei în plus față de anul trecut, pentru că efortul acesta este un efort foarte mare. Anul acesta crește masiv și pensiile și salariile din învățământ, iar toate eforturile făcute de Ministerul de Finanțe, că tocmai de aceea alături de domnul Baciu a fost și domnul Boloș astăzi, pentru că banii ăștia nu pică din cer, ci pică de la o creștere eficienței colectării și a eficienței ANAF. 45 de miliarde de lei în plus. Este foarte important. ANAF-ul e la PNL? Pentru tot că, guvernul României este, nu trebuie să vă duceți cu săgeata în spate. Măsurile luate de domnul Boloș. Dacă nu aveam acești 45 de miliarde de lei în plus, nu puteam plăti nicio pensie, ca să ne fie foarte clar. Iar toată munca logistică și de calculare, domnule, o face Casa de Pensii condusă de PNL să facă și, de finanțe, și poștia condusă de PNL. Nepăcăliți! 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 Hai să vă mai zic o chestie interesantă. Stați pe rând! Eu îți vorbesc de cifre. Haideți, domnule, dacă nu era poșta la PNL, cine dădea majorare? Dacă nu era Casa Națională de Pensii la PNL, nu se mai dădea majorare? Sigur. Deci, acești 45 de miliarde, dacă nu erau, sigur nu se dădea majorare. Oricum, nu dați dumneavoastră de la dumneavoastră. Dumneavoastră dați bani pe panouri de 1 milioane din bani publici. Tot banii românilor sunt. Dar banii au apărut printr-o minune suplimentară în bugetul de stat? Nu, din taxele noastre, domnule Stamule, și mai vreți să le măriți. Da, doamna Porumbel, dar până acum nu i-a strâns nimeni. Avem ei, un 1% creștere. Domnul Stamule, că e enervat. Iată cum strânsul banilor s-a născut odată cu PNL-ul. Da. Extraordinar. Aș vrea să spun următorul. Un bun profesor sunteți astăzi. Toată ziua la stat. Vă rog, domnule Surugiu, și apoi domnule... Deci eu nu mai pot să vorbesc. Ba da, domnule Stamule, dar nu doar dumneavoastră. Vorbim, dumneavoastră, suntem la tablă. Spuneți-ne ceva. Am înțeles, PNL-ul a majorat pensiile, spuneți noastră. Nu e adevărat? Efortul de la ANAF și de la Ministerul de Finanțe. Am înțeles, domnule Stamule. Haideți că îi liniștesc, că îl liniștesc pe domnul Ciucă, dacă... Îl liniștesc pe domnul director. Ziceți, deci, domnule Surugiu, PNL-ul și apoi minte, PSD-ul minte. Deci aici vorbim, nu v-am întrerupt, aici vorbim de repararea unor inechități. Nu de majorare, sub nicio exact, formă, da? Eu prima dată. E clar. Deci fără niciun fel de problemă. Adine Grescu, și ar trebui să ne spună domnul de la PSD și domnul de la PNL că statul ăsta condus de niște oameni deștepți, să nu zic infractori, i-au furat pe pensionari până acum. Da? Stai să vedem, domnule Surugiu, eu n-aș spune chiar așa. Vă rog, Adine Grescu era. Te rog. În momentul de față, pe site-ul Ministerului Muncii, dar și pe site-ul Casei Naționale de Pensii, nu există nici măcar un ghid simplu prin care oamenii să înțeleagă cum să citească aceste decizii pe care le trimitem acasă și în cazul în care nu înțeleg ce scrie pe foaia respectivă și nu sunt mulțumiți de această recalculare, ce trebuie să facă. Nici măcar acest lucru minim de asistență pentru acești 4,9 milioane de oameni care se vor trezi probabil începând cu 1 septembrie cu alte venituri decât cele pe care le preconizau. E o observație bună. Fiecare pensionar ar trebui să primească odată baza de calcul. Trebuie ca să mergem mai departe, doamnelor și domnilor. Ne uităm la ceea ce se întâmplă în Rusia, pentru că s-a decretat stare de urgență încă într-o altă regiune. Încă o regiune, este vorba despre regiunea Belgorod și există deja informații care au apărut în spațiul public că Vladimir Putin mută armament, mută trupe din Ucraina în zona Kursk, acolo unde Volodymyr Zelensky spune că armata ucraineană a cucerit deja 74 de localități. Să vedem imaginile, dar și ce spune președintele Joe Biden despre incursiunea ucraineană pe teritoriul Rusiei. Свету нету, связи нету, воды нету, нету ничего. Как все улетели на другую планету, а ты остался один. И птицы перестали петь. А через двор пролетают и вертолеты, и самолеты, и снаряды летят. А что оставалось делать? Бросили все. Garda Națională a Rusiei a luat măsuri suplimentare pentru a proteja centrala nucleară situată în regiunea Kursk din sud-vestul Rusiei. De altfel, ucrainenii au lansat noaptea trecută un atac masiv asupra mai multor regiuni din Rusia, inclusiv Kursk. Обстановка в нашей Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной, напряженной. Ежедневные обстрелы со стороны вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители.
Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим, объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Територію активних дій головком доповідав, що наші сили контролюють 74 населених пункти в Курській області. Вже сотні російських військових здались в полон, і всі вони отримують гуманне ставлення. Такого ставлення вони навіть у їхній же російській армії не мали. What do you have to say about what's happening in Russia and Ukraine? Have you spoken with anyone in the Ukrainian government? I've spoken with my staff on a regular basis, probably every 4 or 5 hours for the last 6 or 8 days. And it's creating a real dilemma for Putin. And we've been in direct contact, constant contact with the Ukrainians. That's all I'm going to say about it while it's active. Domnule general Barbu, foarte interesantă această informație că Vladimir Putin a decis să mute trupe din Ucraina în zona Kursk pentru că incursiunea ucraineană are succes, 74 de localități în momentul de față sub controlul armatei ucrainene. Și peste 1000 de kilometri pătrați deja sub controlul forțelor ucrainene, ceea ce înseamnă mai mult de 3 ori decât suprafața fâșiei Gaza. Deci este interesantă ideea în acest moment și atunci... Regiunea hașurată. Da, această regiune care este în creștere, în fiecare moment crește. Atunci, sigur că Rusia n-are decât să mute trupe specializate în luptă pentru a opri această ofensivă și să aducă de undeva din partea orientală alte trupe care să țină frontul aici, undeva pe cot lângă Donetsk. Nu știm cum va fi, dar probabil că va exista această lovitură principală de contraofensivă a Ucrainei, cu toate mijloacele pe care le are la dispoziție, acolo unde încep manevrele ruse. Adică ne așteptăm și la o altă lovitură puternică din partea ucrainienilor. Deci aceasta nu este principala mișcare. Nu este principala mișcare. Este pregătitoare. E pregătitoare și mai face ceva, aduce forțele ruse într-o nouă situație. Vor proceda ca în Ucraina pe propriul teritoriu? Nu știu ei să facă acest lucru. N-au în acest moment concepția de luptă. Vor distruge orașele și satele, așa cum au distrus în Ucraina? Vor șterge de pe fața pământului toate punctele în care acum ucrainienii sunt în rezistență? Foarte greu de spus. Urmărim ce se întâmplă. O scurtă pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. Imediat o să vedeți o confirmare de la Partidul Social Democrat. Mâine, Marcel Ciolacu merge la Mănăstirea Văratec. De acolo va face un anunț important despre prezidențiale. În același timp, la Vila Neptun, Nicolae Ciucă se duce să se vadă cu Klaus Iohannis. Începe jocul pentru Cotroceni. Ne întoarcem, rămâneți cu noi. Gustul distinct devine unic atunci când pizza a luat cei mai buni din bere. Descoperă Starop Ramen and Pizza prin 3 rețete originale pe bază de bere pragheză, imaginate de experții noștri bucătari. Starop Ramen and Pizza. Un gust distinct. Tu ai Kaufland Card Digital? Ia-ți câteva momente să-l instalezi pe telefon și te bucuri de reduceri la brandurile tale preferate. 25% reducere la toată gama de băuturi răcoritoare Mirinda și 33% reducere la toată gama de lactate și brânzeturi Cristim. Activează-ți cupoanele în aplicație sau pe site și scanează Kaufland Card când vii la cumpărături. Kaufland Card. Lucrurile bune vin ușor. Te îngrijorează nivelul glicemiei și starea nervilor periferici? Urinil Glico a fost conceput cu ingrediente special selectate pentru a susține simultan un nivel normal al zahărului în sânge, funcția sistemului nervos și o vedere bună. Urinil Glico. O capsulă pe zi, îngrijire la puterea a treia. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Urinil Glico. De la Natur Pharma. Pentru că acum, la pensie, planurile să fie mai ușor de îndeplinit, suntem alături de tine cu o ofertă specială de împrumut și un premiu de 100 de lei. Sună la 021 275 7575 și întreabă de Provi Senior. Provident, împreună rezolvăm mai ușor.
Urinările frecvente și lipsa libidoului pot fi atenționări privind prostata. Vrei să ai parte de și mai multă iubire? Încearcă noul Prostagut Forte cu 11 ingrediente active ce susțin funcționarea normală a prostatei, a libidoului și potenței. Votat produsul anului în categoria Suplimente alimentare Sănătatea prostatei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ce-ar merge un grătar? Când te surprinde pofta de grătar, știi unde să mergi ca să n-ai nicio surpriză. Când pofta de grătar lovește, Lidl te servește. La Lidl ai mici Vita Pork, 1 kg la 13,99 lei, cărbuni pentru grătar 3 kg la 11,99 lei și ciuperci grill șampinion albe caserolă 1 kg la 11,99 lei. Lidl, meriți să fii surprins. Când Almete e pe masă, natura e la ea acasă. Regăsește natura în gustul Almete. Almete, gustul deplin al naturii. Descoperă noul Almete fără lactoză, același gust deplin Almete. Părul meu reflectă cum mă simt. Când arată bine, mă simt bine, iar când este deteriorat și starea mea de spirit este afectată. Noua mască pentru restructurare Schwarzkopf Gliss cu sistem haptic repară intens și reface structura părului. Păr cu aspect sănătos și 100% mai puternic, fără să îl încarce. Noua mască Schwarzkopf Gliss for every you. Adam, fii relaxat! La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Struguri Moldova, 1,25 kg la 16,79 lei și cartofi pentru prăjit Mega, 2,5 kg la 10,99 lei. Mega Image! Bun pentru noi toți! Periferisan, pentru sistemul nervos periferic. Furnicături la mâini și picioare, senzație de amorțeală sau chiar durere înțepătoare. Da, exact! Nu trebuie să te chinui. Caută în farmacii Periferisan în ambalaj galben. Periferisan are la bază o combinație de ingrediente active care ajută sistemul nervos periferic să funcționeze normal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Echipează-te pentru vacanță cu Vodafone EasyTech. Portează-te acum! Îți iei smartphone în 36 de rate începând de la 4,5 euro pe lună. Vodafone. E, uite așa te-a prins surprindere și mucegaiul dacă nu dai cu supervai și în dormitor. E, și dacă muream acum? Oscar Supervise cu efect anti-mucegai. Îl iei acum, îți mulțumești mai târziu. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume. Am revenit în direct la Decisiv cu o informație interesantă, doamnelor și domnilor. Moștenitorii cuplului Ceaușescu cer rejudecarea procesului și a dosarului care a dus la executarea fostului șef de stat și a soției sale pentru infracțiunea de genocid. Mai mult decât atât, ginerele și nepotul cuplului Ceaușescu cer și recuperarea bunurilor confiscate la acea vreme. Și haideți să vedem declarațiile pe această temă. Procuratura ne-a confiscat o parte din bunuri. O parte nu l-a restituit. Dar în înțelepciunea ei, procuratura știa care lucruri erau dobândite din infracțiune și care nu. Nu este vorba de recuperarea averii lui Ceaușescu. Pentru că nu, de scopul meu este vorba de bunurile mele și ale Zoei, bunurile personale. Noi, dacă vroiam să obținem cele mai mici bunuri de la familia Ceaușescu, aveam dreptul să cerem acele bunuri care sunt excluse de la confiscare, bunuri personale, oricare ar fi fost sentința. Foarte interesant acest proces care începe în septembrie, atenție, și o să urmărim ce va decide instanța militară. Și vreau să vorbim și despre acest anunț care a fost făcut de purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, la Decisiv, la ora 15. Spune așa că mâine Marcel Ciolacu merge la Mănăstirea Avăratic, este sărbătoarea Dormirii Maicii Domnului și de acolo va face un anunț foarte important legat de prezidențial. De cealaltă parte, la mare, pe litoral, Iohannis se duce la Ziua Marinei, după care se vede cu Nicolae Ciucă la Vila Neptun. Mâine, Ole Cosma, Marcel Ciolacu anunță că este candidat la prezidențiale.
Doamnă, în primul rând, mai bine de la mănăstire decât de la vila de protocol pe banii românilor. Haideți să fim serioși. Pe de altă parte, pentru că este o sărbătoare importantă mâine, să le urăm românilor la mulți ani de ziua de nume, tuturor celor care se sărbătoresc și sănătate, că e cel mai important. Ce va declara premierul României, vom vedea cu toții mâine, ținem suspansul, dar vă pot asigura că Partidul Social Democrat este pregătit pentru competiția electorală legată de prezidențiale. Am înțeles, și vom merge fără nicio discuție cu candidat, nu se pune. Domnul Ciucă merge la Vila Neptun să ce? Să-i dea cartea domnului Iohannis? Primul, nu știu, să fie primul cititor, dacă nu? Va anunța, dar e foarte probabil să anunțe, pentru că iată ieșirea lui Crin Antonescu. Aici trebuie să insistăm, să ne gândim care e mobilul, să zicem. Că, schimbarea conducerii PNL, am răspuns. Schimbarea cu cine? Dacă ne aducem aminte, în 2014, Crin Antonescu a făcut un pas în spate, a spus, noi n-am câștigat alegerile europarlamentare, cât mai avem puțin propuneam, timp. Să meargă Iohannis. Deci cine ia partidul trebuie să meargă și la prezidențiale sau invers. Domnul Antonescu vorbește despre cuplul Helvig-Bolojan. Poate la Neptun, domnul președinte, încearcă să-i explice domnului Ciucă ce trebuie să fac. Mai avem 10 secunde. A mai fost cineva la Vărate până acum? Ceilalți președinte. Dar o să fie mâine mai mulți. Pardon, au fost la Pudna. În altă parte. Asta am vrut să zic. Deci nu e model Pudna. Mulțumesc pentru prezență și comentarii. Începe News Hour-ul CNN. Mergem la Sabrina Preda să vedem cu ce ne așteaptă la ora 18. Sabrina, te ascultă. Bun găsit, Cătălina. Ia în ploare cazul morților suspecte de la Spitalul Sfântul Pantelimon. În motivarea instanței, judecătorul spune că medicii și-au atribuit dreptul de a decide cine și când trebuie să moară în secția de terapie intensivă. Pe de altă parte, medicii de anestezie și terapie intensivă susțin că tratamentul dat de cele două doctorițe nu ridică nicio suspiciune. Există însă câteva mari controverse în referatul procurorilor și vi le prezentăm imediat. De asemenea, urmează încă două zile cu temperaturi de foc pentru România. Meteorologii au prelungit alertele de cod galben și portocaliu până la finalul săptămânii. Vă prezentăm toate datele imediat. Cătălina? Începe News Hour-ul CNN. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Antena 3 CNN.